Cartea Și tu ai creier, scrisă de Dr. Ben Carson. Folosește creierul bine, iar succesul îți va ieși în drum. Ben Carson a fost considerat în copilărie prostul clasei. Colegii glumeau și râdeau pe seama lui, însă încrederea și încurajările din partea mamei l-au ajutat să depășească momentul. Micul Ben și-a cultivat dragostea pentru lectură, cărțile l-au ajutat să-și dezvolte mintea, iar după ani de muncă a devenit marele neurochirurg pediatru Benjamin Carson, ale cărui succese din sala de operație au ținut prima pagină ani la rând. În acest volum, care îmbină elemente autobiografice cu principiile de viață ale căror valabilitate și putere le-a testat personal, Ben Carson îi încurajează pe adolescenți și tineri să folosească extraordinarul și complexul organ numit creier pentru a gândi cutezător și a-și croi drum către un viitor mai bun. La urma urmei, și tu ai creier. Cartea Și tu ai creier, a lui Ben Carson, a apărut la editura Viață și Sănătate. Prima copertă. Salut, sunt Doru Gălbenuș, vărul faimosului șoarece de bibliotecă. M-am gândit că ți-ar plăcea să citești o carte faină, așa că îți recomand Și tu ai creier. Orice tânăr are un potențial enorm și poate înfrânge circumstanțele potrivnice, atingând culmile succesului. Este necesară însă asumarea unor principii de viață ferme și parcurgerea cu răbdare a unor etape. Fiecare pagină a acestei cărți te încurajează să gândești pe termen lung, folosind la maximum acest cadou minunat oferit de Dumnezeu, creierul. Capitolul 1. Creierul, un organ uimitor. Probabil că atunci când ai văzut titlul acestei cărți, Și tu ai creier, ți-ai zis în sinea ta: ei, normal, toată lumea are unul. Majoritatea dintre noi nu ne-am gândit vreodată în mod serios la creierul nostru. Eu însă am făcut-o. În cei peste 30 de ani în care am practicat neurochirurgia, am efectuat aproape 15.000 de operații. Dacă pun la socoteală și imaginile computerizate, analizate, numărul de creiere pe care le-am examinat devine și mai mare. A trebuit să cunosc multe despre creier înainte de a-mi începe cariera de neurochirurg și am învățat și mai multe de atunci. Pacienții mei au avut un rol semnificativ în formarea mea în acest domeniu. Cristina a fost cea mai în vârstă pacientă în cazul căreia am efectuat o hemisferectomie. Am de-a rândul obținusem rezultate remarcabile la pacienții copii, însă nu luasem vreodată în calcul această posibilitate, îndepărtarea a jumătate din creier, în cazul unei persoane de 21 de ani. Cu cât un copil este mai tânăr, cu atât creierul său este mai elastic, iar emisfera rămasă va prelua cu mai multă ușurință responsabilitățile celei îndepărtate. Nu eram sigur de modul în care va reacționa creierul unei paciente de 21 de ani. Cristina avea însă peste 50 de crize violente zilnic într-o parte a creierului, iar asta se întâmpla în timp ce se afla sub tratament împotriva convulsiilor. În lipsa acestuia, numărul crizelor era chiar mai mare și o distrugeau atât din punct de vedere fizic, cât și mental și emoțional. Calitatea vieții ei era extrem de slabă, iar vătămările produse de crize o ucideau încet, dar sigur. Așa că le-am spus Cristinei și familiei sale că vom face o încercare. Rezultatele au fost atât de bune încât după doar câteva luni, aceasta s-a reîntors la facultate. Dacă înainte avea materii la care se chinuia să obțină note de 6 sau 7, acum lua doar note de 9 sau de 10. Realizările sale academice au crescut simțitor. A absolvit facultatea, a devenit o persoană independentă și a început să lucreze pentru a-și câștiga existența. Ultima dată când am auzit de ea, se căsătorise. În prezent, una dintre cele mai mari bucurii ale mele este faptul că atunci când călătoresc prin țară, sunt căutat de un număr foarte mare dintre foștii mei pacienți. Majoritatea dintre ei au trecut de mult de copilărie și au chiar 20 sau 30 de ani. Am o familie acum, mi se spune. Aceasta este soția mea, iar acesta este fiul meu. Am vrut să vă cunoască și doresc să vă mulțumesc. Unele dintre aceste întâlniri mă fac să mă simt bătrân, însă, aparte de asta, sunt extrem de recunoscător că pot să văd câteva dintre roadele muncii mele, că pot să-mi amintesc din nou și din nou
de rezistența și de potențialul extraordinar al creierului, chiar și al unuia care odinioară a fost extrem de bolnav. Am primit un dar atât de remarcabil încât putem duce o viață normală chiar și numai cu jumătate din acesta. Cât de uimitor și de remarcabil este totuși acest creier uman pe care îl avem cu toții. Fiecare creier uman conține aproximativ 86 de miliarde de neuroni conectați între ei cu ajutorul a peste 100 de trilioane de sinapse, număr estimat deoarece nimeni nu le-a numărat încă, în înțelegerea cărora știința se află încă la început de drum. Creierul tău a început să se dezvolte imediat după concepție. De-a lungul primelor luni de sarcină ale mamei tale, corpul tău a creat neuroni într-un ritm de aproximativ 400 de milioane pe zi. Creierul tău generează electricitate în mod constant, iar energia creată într-un singur minut este suficientă pentru a menține complet aprins un bec cu consum redus. Așa că atunci când spui cuiva că are o idee strălucită, afirmația ta este adevărată nu doar la figurat, ci și literal. Semnalele senzoriale se deplasează de-a lungul unui neuron motor alfa din coloana ta vertebrală cu o viteză de 431 de km pe oră. Acesta este cel mai rapid tip de transmisie din corp. Receptorii senzoriali de la nivelul pielii, care se deplasează cu o viteză de aproximativ 1 km 600 de metri pe oră, se află printre cei mai lenți din întregul organism, deoarece nu dețin un înveliș de mielină care i-ar izola și le-ar spori astfel viteza. Creierul unei persoane obișnuite de 20 de ani deține peste 160.000 de kilometri de fibre nervoase acoperite cu mielină. Creierul tău nu poate simți durerea, deoarece nu are receptor de durere. Organul care controlează întregul sistem nervos nu poate simți durerea. Iată motivul pentru care putem efectua operații pe creier fără a ne îngrijora de nivelul de durere al pacientului. Tot acesta este și motivul pentru care putem opera pacienți aflați în stare de veghe, iar aceștia nu simt absolut nimic. Expertul în neurologie Jeff Littman, din cadrul Universității Harvard, care încearcă să întocmească o hartă a creierului, a calculat că, pentru a indexa întregul creier uman, ar fi nevoie de o capacitate de stocare a datelor de câteva milioane de petabiți. Trebuie să cunoaștem faptul că un petabit înseamnă 1000 de terabiți. Atunci când cercetătorii încearcă să cuantifice capacitatea creierului uman, numerele obținute sunt atât de mari încât mintea noastră cu greu le poate concepe. Potențialul minții noastre este într-adevăr uluitor. Odată cu trecerea anilor, respectul meu față de creierul uman a devenit tot mai profund, ajungând la o atitudine pe care nu o pot defini decât ca venerație. Ori de câte ori am avut ocazia de a deschide craniul unui copil și de a-i vedea creierul, am rămas profund uimit de această minune. Acesta este organul care ne face pe fiecare dintre noi persoanele care suntem. Acesta este organul care conține toate amintirile noastre, toate gândurile noastre și toate visurile noastre. Acesta este organul care ne face să fim diferiți în milioane de feluri unul de celălalt. Îți dai oare seama că niciun supercomputer de pe pământ nu poate atinge capacitatea unui creier uman obișnuit? Cel mai complex sistem biologic din întregul univers este un dar uimitor din partea lui Dumnezeu. În creierele noastre există mai multe legături neuronale decât numărul stelelor din Calea Lactee. Aflat în fața unui public de câteva mii de persoane, le spun uneori oamenilor că dacă unul dintre ei ar veni pe scenă și ar privi mulțimea pentru o singură secundă, iar apoi ar pleca la loc, aș putea ca peste 50 de ani să efectuez o operație prin care să-i îndepărtez osul cranian, să introduc în creier niște electrolizi care să stimuleze o anumită zonă, iar acesta a reușit să-și amintească nu doar locul fiecarei persoane din sală, ci și îmbrăcămintea purtată de fiecare dintre acestea. Creierul sortează, organizează și adăpostește avalanșa de date senzoriale care îl inundă cu o viteză de câteva milioane de biți pe secundă. Acesta este centrul de control și de comandă al tuturor simțurilor noastre, al tuturor celorlalte organe, al temperaturii corpului, precum și al operării fiecărui sistem din organismul uman, cel respirator, cel circulator și altele și chiar mai mult.
Majoritatea activității creierului se desfășoară în mod automat, fără ca noi să ne gândim în mod literal la asta. În plus, creierul ne permite să dăm frâu liber imaginației, să creăm și să rezolvăm probleme. Creierul uman este programat astfel încât să poată extrage informații din trecut și din prezent, să integreze toate aceste date și să le proiecteze asupra viitorului, ceea ce înseamnă că suntem singurele creaturi de pe Pământ cu capacitatea de a analiza, de a concepe strategii și de a aranja informațiile în ordinea priorității, pentru a modifica sau pentru a îmbunătăți lumea care ne înconjoară. Totuși, pe când eram copil, nu credeam despre creierul meu că ar fi în stare de mare lucru. Colegii mei mă considerau prost în acul clasei și nu vedeam vreun motiv pentru care să-i contrazic. Cu toate astea, mama mea a crezut întotdeauna în mine. Știa că am un creier și era convinsă că acest creier este biletul meu spre o lume mai mare și mai bună, dincolo de căsuța noastră și de viața de pe străzile mari ale orașului Detroit. Și a avut dreptate. Capitolul 2. Gândește dincolo de cutia de conserve. Nu mi-amintesc când m-a întrebat mama prima dată: tu ai creier? Cuvintele acestea mi-au fost spuse sau insinuate de atâtea ori pe vremea copilăriei, încât mi-e practic imposibil să mi-amintesc toate ocaziile respective, dar rămite să le mai și ordonesc cronologic. Totuși, un anumit incident din copilărie îmi revine întotdeauna în minte, ori de câte ori mă gândesc la acea întrebare mult prea familiară din anii aceia. Fratele meu, Curtis, și cu mine primiserăm în dar un pistol BB și așteptam cu nerăbdare să-l încercăm. După ce am scotocit prin coșul de gunoi din bucătărie și am recuperat o cutie goală de conserve, am zbughit-o afară ca să tragem puțin la țintă. Eu duceam cutia, iar Curtis, care era cu 2 ani mai în vârstă, era cel care ținea pistolul. Nu ne-a luat mult ca să găsim locul potrivit. În loc să așezăm pur și simplu cutia pe o suprafață plană, am așezat-o cu fundul în sus pe stâlpul metalic ce susținea gardul de sârmă de peste drum. Astfel, cutia putea să zângănească și să vibreze sau chiar să se învârtă din cauza impactului, fără a cădea însă de pe gard. Ne scuteam astfel de efortul de a alerga și de a ridica cutia de fiecare dată când nimeream ținta. Curtis a încercat primul. Habar n-am de câte ori a tras până ce a reușit în cele din urmă să nimerească cutia. Urmărisem la televizor filme precum The Lone Ranger sau The Rifleman și aveam o coordonare bună și o mână sigură. Cât de greu putea fi? Eram convins că voi nimeri mai bine decât Curtis la prima mea rundă. N-a fost deloc așa. Nu mi-amintesc și nici nu vreau să fac vreodată de câte ori am ratat înainte de a auzi o primă și micuță zângănitură a succesului. Era mai greu decât văzusem la televizor și de-a dreptul imposibil să-mi ajustez ținta când nici măcar nu-mi dădeam seama în ce direcție ratasem primele lovituri. Iar faptul că fratele meu nu contenea să-mi ofere sfaturi îmi distrăgea și mai mult atenția. Cu toate astea, am început să ne distrăm tot mai mult, trăgând la țintă, iar frustrarea a dispărut aproape complet pe măsură ce frecvența reușitelor s-a mărit simțitor. Asta până când am rămas fără gloanțe și ne-am întors acasă. Bineînțeles că este vorba despre gloanțe de plastic. Am încercat să găsim o soluție de a aduna suficienți bani pentru muniție nouă. Nu reușiserăm însă să găsim o soluție la problema noastră financiară când iată-l pe vecinul nostru îndreptându-se după amiaza târziu spre casa noastră pentru a vorbi cu Coana Carson. Avea în mână un obiect lung și plat. Nu prea reușeam să-mi dau seama ce anume era, asta până când l-a ridicat pentru a-l arăta mamei. Nu cred că ea și-a dat seama imediat ce anume trebuia să vadă și nici de ce, eu însă mi-am dat seama din prima. Iar dacă la momentul acela aș fi avut o baghetă magică, aș fi fluturat-o și paf! Curtis și cu mine am fi dispărut. Mi-am dat seama că vecinul nostru ținea o bucată din panoul ce acoperea veranda din spatele casei lui. Un panou cu o mulțime de găurele mici. Găurele de mărimea gloanțelor de pistol BB. Evident, panoul se afla tocmai în spatele gardului în care agățaserăm cutia de conserve și în care trăseserăm întreaga după amiază. După privire, vecinul meu nu era deloc un om fericit. Totuși a întrebat politicos:
Coana Carson, ai putea dumneata sau poate băieții dumitale să-mi explicați asta? Privirea mea a întâlnit-o pe cea a lui Curtis. Mama nu fusese acasă mai devreme, așa că nu știa nimic despre trasul nostru la țintă. Era extrem de îndoielnică, avea suficientă experiență în privința pistoalelor BB pentru a recunoaște imediat urmele lăsate de acestea. Când s-a întors spre noi în căutarea unei explicații, nu ne-a mai rămas nimic de făcut decât să recunoaștem. Nu aveam de gând să o mințim pe mama și nici nu doream ca vecinul nostru să creadă că ea ar fi știut ceva despre toată treaba asta. Ne-am asumat întreaga responsabilitate. Ne-am cerut mii de scuze. Am explicat pe îndelete tot ce făcuserăm cu cutia de conserve și modul în care se petrecuseră lucrurile. Speram cu disperare că atât vecinul cât și mama aveau să ne creadă că nu am vrut să stricăm panoul în mod intenționat. De fapt, nici nu știusem că acesta s-a stricat până în momentul în care am văzut dovada. Mama n-a spus prea multe. Părea mai degrabă dezamăgită și probabil puțin stânjenită decât furioasă. Vecinul ne-a ascultat explicația și scuzele. Crezuse în mod evident relatarea noastră cu privire la desfășurarea evenimentelor, deoarece ne-a acceptat scuzele, însă nu avea de gând să lase baltă consecințele comportamentului nostru. Va trebui să înlocuiesc toată această bucată de panou, ne-a spus el, și nu pot face asta pe gratis. Curtis și cu mine i-am spus că nu avem bani pentru a-i plăti daunele. Când privesc în urmă, sunt sigur că își dăduse deja seama de asta, ceea ce ar putea explica rapiditatea cu care ne-a propus o soluție. Avea să cumpere el panoul cel nou. De îndată ce avea să știe cât îl va costa, Curtis și cu mine trebuia să facem tot felul de munci prin casa și curtea lui, până când dumnealui avea să considere că ne-am îndeplinit responsabilitatea financiară. Era o propunere corectă, așa că am căzut de acord. Ne-am dat totuși seama că mama nu credea că problema se rezolvase în totalitate. Nici nu plecase bine vecinul că s-a întors spre noi, ne-a fixat cu privirea și a întrebat. Măi băieți, voi aveți creier? Ați tras cu un pistol spre casa unui om? Nu v-ați gândit că s-ar putea să ratați ținta uneori? Nu v-ați gândit că gloanțele alea trebuiau să ajungă undeva? În mod evident, au ajuns cu mult mai departe decât ați plănuit sau v-ați închipuit voi. Ar fi putut răni pe cineva. Măi băieți, sunteți amândoi deștepți. Trebuie să folosiți creierul pe care vi l-a dat Dumnezeu și să învățați să gândiți dincolo de cutia de conserve. Apoi l-a privit pe Curtis direct în ochi preț de câteva secunde, după care m-a țintit cu privirea pe mine. Băieți, pricepeți despre ce vorbesc? Am asigurat-o amândoi că am priceput. Nu ne-am mai simțit însă la fel de înțelegători în momentul în care, în finalul conversației, ne-a confiscat pistolul BB pe care nu urma să-l mai vedem până la îndeplinirea datoriei față de vecinul nostru și până când îi demonstram că puteam fi mai responsabili. Cu siguranță, aceea nu a fost ultima ocazie când mama ne-a adresat întrebarea «Voi aveți creier?» și cu siguranță nu a fost nici prima. Mama ne-o arunca întotdeauna pe neașteptate, în ocazii mult prea dese, în acei primi 18 ani ai vieții mele. Și probabil nu aș fi nevoit să mă străduiesc prea mult ca să-mi amintesc ocaziile în care m-a întrebat același lucru de atunci înainte. Majoritatea prietenilor mei din prezent nu s-ar mira să mă audă spunând că, de obicei, eram un băiat destul de drăguț, de liniștit și de relaxat, unul cu care te puteai înțelege foarte bine mai tot timpul. Mie însă îmi sărea țandăra destul de repede, lucru care mi-a adus nenumărate necazuri pe când eram la școală. De exemplu, m-am luat la bătaie cu un copil care mă înjurase. În mod normal, asta nu m-ar fi deranjat, însă în ziua aceea, cuvintele acelea, pe care le-am uitat de multă vreme, m-au făcut să-mi ies din fire, așa că l-am înjurat și eu la rândul meu. El m-a înjurat din nou. Unul dintre noi l-a îmbrâncit pe celălalt, iar cineva a strigat, bătaie! Și ne-am deslănțuit. De fapt, mai mult ne-am îmbrâncit și ne-am tras de haine decât ne-am lovit propriu zis cu pumnii, până când un profesor a reușit să ne despartă. Probabil că oricine din mulțimea din jur care a încercat să țină scorul a considerat rezultatul o remiză dezamăgitoare. Desigur, am fost trimiși amândoi în camera de pedeapsă, iar părinții noștri au fost chemați la școală.
Mama nu a putut veni să mă scoată, așa că am stat acolo până la sfârșitul programului de școală și am mers acasă ca de obicei. Mai târziu, când mama a ajuns acasă de la muncă, fața îi trăda în întregime preocuparea și dezamăgirea. M-a privit și mi-a spus: "Lasă-mă să înțeleg. Pentru că cineva ți-a adresat o înjurătură prostească și te-a strigat într-un anume fel, tu te-ai luat la bătaie și ai făcut tot necazul ăsta la școală?" Am încercat să-i spun că celălalt copil începuse totul, însă n-am apucat să termin nici măcar o propoziție, când mama m-a întrerupt brusc cu întrebarea: "Beni, tu ai creier?" Știam răspunsul pe care l-aștepta, dar de ce se mai deranja să mă întrebe? Mi-am ridicat privirea și am răspuns cu jumătate de gură: "Da, doamnă." "Atunci trebuie să gândești, Beni." Iar asta nu a fost tot. "Și nu-mi pasă ce ți-a spus sau cum te-a strigat băiatul celălalt. N-ar fi trebuit să spese de cuvintele lui. Mâine nu se mai pese nimănui de ele. Te-au afectat doar pe tine azi. Și asta pentru că ai permis. Ceea ce contează cu adevărat e reacția ta, comportamentul tău. Iar tu ești singurul care poate să-l hotărască și să-l controleze. Dar numai dacă o să-ți folosești creierul, ca să vezi dincolo de momentul respectiv." Mama avea multe feluri de a spune același lucru, însă eu mă chinuiam să-mi exprim propria frustrare și indignare, și anume că era nedrept modul în care dorea întotdeauna să atenueze rolul unei alte persoane, mai ales când aceasta purta în mod evident toată vina și să se concentreze în schimb pe reacția mea. De ce nu putea să înțeleagă? Mama încă vorbea și, pe măsură ce cuvintele sale întrerupeau discursul meu interior, părea că a reușit cumva să-mi audă gândurile. "Dacă permiți ca acțiunile și cuvintele altora să determine ceea ce faci, nu mai are rost să ai o minte a ta. Folosește creierul pe care ți l-a dat Dumnezeu." Și iată-ne iarăși ajunși aici, știam că urma să-mi spună asta. "Pentru a lua propriile decizii, pentru a-ți alege singura cale, nu lăsa ca nimic din ceea ce spun sau fac alții să-ți fure alegerea asta, responsabilitatea asta. Chiar și în momentele cele mai dificile, trebuie să-ți folosești creierul ca să gândești. Nu lăsa pe nimeni să te împingă să faci un lucru prostesc sau greșit pe care îl vei regreta imediat după aceea sau mâine sau pentru totdeauna. Altfel spus, să gândesc dincolo de moment, să privesc dincolo de cutia de conserve." O groază de lucruri, dintre cele pe care mama dorea cu disperare să le învățăm despre viață, păreau să aibă de-a face cu această temă esențială cuprinsă în cuvintele: "Și tu ai creier, folosește-l." Insista asupra asumării responsabilității. Dumnezeu ne-a dăruit creiere, iar odată cu acestea am dobândit și capacitatea de a detecta direcția vântului și poate chiar și pe aceea de a reuși să-l folosim în favoarea noastră. Așa că Curtis și cu mine nu auzeam această întrebare atât de familiară doar atunci când dădeam de necaz. Acesta era adeseori răspunsul imediat al mamei și uneori și singurul, atunci când unul dintre noi dădea fuga la ea pentru a-l părâ pe celălalt. "Măi băieți, voi aveți creier?" Da, bineînțeles, nici măcar nu trebuia să răspundem cu voce tare. Puteam doar să încuvințăm dând din cap sau pur și simplu lăsând bărbia în piept. "Atunci sunt sigură că veți reuși să rezolvați problema între voi." Sau când ne plângeam cu privire la vreo bicicletă sau orice alt lucru care trebuia reparat pentru a-l putea folosi, ea nu făcea decât să ne privească și să spună: "Aveți creier?" "Atunci pun pariu că o să descoperiți ce trebuie făcut pentru a-l repara." Uneori nu spunea niciun cuvânt, ci ne arunca doar privirea aceea care voia să spună: "Folosiți-vă creierele." Am ajuns până într-acolo încât nu ne mai oboseam să o punem la curent cu o mulțime de nimicuri, cum ar fi, de exemplu, faptul că am pierdut o piesă de joc. Ne foloseam pur și simplu capul pentru a scorni ceva pe care să-l putem folosi ca înlocuitor. Scuzele reprezentau de asemenea o ocazie care declanșa mult prea familia la întrebarea mamei: "N-am mai avut timp să-mi termin tema la mate aseară. Până când mi-am terminat treburile prin casă, se făcuse deja ora de culcare și am fost prea obosit ca să mai rămân treaz." O astfel de explicație aducea cu sine o groază de dojeni ce aveau în centrul lor creierul nostru. Dojeni ce conțineau tot felul de sfaturi înțelepte cu privire la importanța stabilirii priorităților,
administrării timpului, a asumării responsabilității pentru deciziile, comportamentul și viața noastră. Ori de câte ori viața ne scotea în cale fel de fel de mici probleme sau persoane nesuferite sau unele obstacole aparent de neînvins, mama ne provoca întotdeauna cu aceeași întrebare. Aluzia era mereu aceeași și anume că, din moment ce aveam într-adevăr câte un creier, era de așteptat să găsim o soluție rezonabilă la orice situație. Într-un fel sau altul, în ciuda lipsei unei educații formale, a reușit să termine doar 3 clase, sau poate datorită faptului că a conștientizat ceea ce pierduse, mama avea o apreciere, un respect și o încredere mai profundă în potențialul creierului uman decât orice persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Nu a participat nici măcar la un curs de biologie, de anatomie sau de neurologie. Pe când eram copil, probabil că nici nu știa că există un domeniu precum neurologia. Totuși era convinsă că cea mai importantă resursă cu care ea, cei doi fii ai săi și toți ceilalți ne-am născut, era creierul nostru. Faptul că am înțeles presupozițiile și intenția din spatele întrebării mamei nu înseamnă că ne și făcea plăcere să o auzim. Curtis și cu mine o auziserăm de atâtea ori încât ne îngrozea chiar și simplul gând de a mai trece o singură dată prin situația aceea extrem de familiară. Totuși, în niciuna dintre ocaziile în care am auzit această întrebare, nu am interpretat cuvintele sale ca pe o insultă la adresa inteligenței noastre. Știam că mama credea că răspunsul la întrebarea sa era un da răspicat. Ne amintea lucrul acesta în mod regulat. Nu am luat-o niciodată ca pe o descurajare sau ca pe o critică adusă raționamentului sau capacității noastre mentale. Din contră, ori de câte ori o auzeam pe mama întrebându-mă dacă am un creier, lucrul acesta îmi reafirma așteptările înalte pe care le avea de la mine. Deoarece știam amândoi foarte bine că dumnea ei era încredințată de faptul că aveam un creier mai bun decât unul mediu. Mai degrabă decât o pedeapsă sau o modalitate de a-mi aduce aminte, întrebarea reprezenta în cazul meu o provocare. Îmi insufla încrederea și speranța că dacă voi folosi această resursă care mi-a fost dată, voi fi pregătit să înfrunt orice greutate sau provocare pe care viața mi-o va scoate în cale. Indiferent de circumstanțele în care mă aflam, aveam șansa de a mă ridica din pat în fiecare dimineață și de a gândi cutezător. Din moment ce mama credea lucrul acesta, credeam și eu la fel, ceea ce s-a dovedit un lucru deloc minor. Unele dintre provocările pe care urma să le înfruntăm împreună s-au dovedit uriașe. Capitolul 3. Plecați de acasă. Când eram mic, așteptam cu nerăbdare ca tata să se întoarcă după amiaza acasă de la muncă. Obișnuiam să stau pe veranda din față, privind în zare până când îl zăream, îndreptându-se pe alee spre casă. Atunci alergam și îi săream în brațe. Mă învârtea în aer și mă ducea pe brațe până în casă, râzând și vorbindu-mi în timp ce mergeam. Când am ajuns școlar, am devenit conștient că tata petrecea tot mai puțin timp cu noi, dar credeam că avem o familie fericită. Aveam doar 8 ani, iar fratele meu, Curtis, 10, când mama s-a așezat și ne-a spus: băieți, tatăl vostru s-a mutat din casa asta, nu o să mai locuiască cu noi. Printre lacrimi am rugat-o pe mama să ne dea o explicație. Am implorat-o să-l facă pe tata să vină înapoi acasă. A spus că nu poate face asta și în cele din urmă a reușit să spună doar atât: tatăl vostru a făcut niște lucruri foarte rele. N-aveam nici cea mai vagă idee ce voia să spună cu asta, așa că o perioadă bună de timp m-am rugat ca tata să se întoarcă și să-și ceară iertare, ca mama să-l ierte și să fim din nou o familie. Când i-am spus mamei pentru ce anume mă rugam, mi-a spus că lucrurile nu erau atât de simple, însă tot n-am înțeles. Câțiva ani mai târziu am aflat că tata avusese o viață dublă încă dinainte ca eu să mă nasc. Avea o a doua soție și încă un rând de copii. Când mama a aflat acest adevăr șocant și i-a spus că nu putea și nu dorea să trăiască alături de un bigam, tata și-a împachetat lucrurile, a plecat de acasă și s-a mutat la cealaltă familia sa.
Când a plecat, tata a luat toți banii familiei, inclusiv micile economii pe care mama reușise să le agonisească de-a lungul anilor. După puțin timp, a încetat să ne mai plătească pensia alimentară, lăsând-o pe mama doar cu o căsuță, fără economii sau vreo sursă de venit și cu doi copii zvăpăiați pe care să-i crească singură. Iar ca lucrurile să fie și mai rele, mama nu avusese vreodată o slujbă, nu avea niciun fel de pregătire și terminase doar 3 clase. Singura meserie pe care o cunoștea era aceea de gospodină și de mamă. Așa că a început să facă curățenie prin case, să aibă grijă de copiii altora și uneori să gătească în același timp pentru 2, 3 sau chiar mai multe familii înstărite. De multe ori pleca înainte de răsărit și nu se întorcea de la cea de-a doua sau cea de-a treia slujba sa, decât după ce Curtis și cu mine dormeam deja, ceea ce însemna că uneori se scurgeau chiar și 2 sau 3 zile fără să o vedem. Obișnuia să sune după întoarcerea noastră de la școală ca să se asigure că am ajuns acasă, să afle cum ne-a mers în ziua respectivă și pentru a verifica dacă ne-am terminat treburile casei și temele înainte de a ieși la joacă. Dacă nu găseam în frigider ceva mâncare pe care să o putem încălzi pentru cină, mama ne lăsa întotdeauna câteva ingrediente cu care să ne putem prepara singuri o masă simplă și hrănitoare. După ce întreaga viață o avuseserăm pe mama acasă doar pentru noi, faptul că dintr-o dată era plecată atât de mult timp era de-a dreptul tulburător. Știam că schimbarea trebuie să fi fost la fel de grea pentru ea pe cât era și pentru noi. Putem vedea cât de greu muncea, după cât de epuizată era întotdeauna. Însă ne spunea că era nevoită să lucreze cât mai multe ore pe zi, pentru cât mai multe familii posibil, dacă doream să existe chiar și cea mai mică șansă de a ne putea plăti facturile și de a ne păstra casa. În ciuda faptului că muncea enorm, mama și-a dat curând seama că ne aflam într-o gaură financiară uriașă, din care nu aveam cum să ieșim fără ajutor. Pentru a nu rămâne în urmă cu plata lunară a ipotecii și pentru a nu ne pierde casa, mama a venit cu o soluție alternativă. A închiriat casa noastră unei alte familii pentru o sumă care să poată acoperi ipoteca lunară. Apoi a acceptat invitația surorii sale mai în vârstă și a cumnatului său, mătușa Jean și unchiul William Avery, de a locui cu ei în Boston, până când avea să își revină din punct de vedere financiar. Mama putea să găsească de lucru acolo și, fără cheltuielile pentru casă și utilități, putea economisi pentru plata unor facturi mai vechi și pentru a strânge câțiva bănuți. Spera ca, în scurtă vreme, să ne putem întoarce la casa noastră din Detroit. Copiii mătușii Jean și ai unchiului William Avery erau mari, așa că Curtis și cu mine ne-am bucurat de multă dragoste din partea lor. Casa de închiriat în care locuiau nu putea fi numită casă, ci mai degrabă o clădire dărăpânată cu apartamente. Iar cartierul în care locuiau era cu mult mai dur decât fuseserăm obișnuiți în Detroit. Șobolani uriași mișunau prin burienile din spatele clădirii. Odată cineva a omorât un șarpe mare în subsol. După ce am auzit asta, ne-am zis că nu era tocmai cel mai bun loc de joacă. În drumul nostru spre sau de la școală sau spre băcănia din colț, Curtis și cu mine treceam sau chiar ne loveam adeseori de bețivi vagabonzi care dormeau pe trotuarele din apropiere. La orice oră din zi sau din noapte, mașinile de poliție goneau cu sirenele și girofarurile pornite. Curtis și cu mine am sperat că unul dintre marile beneficii ale mutării noastre la Boston avea să fie șansa unei relații de tip fratele mai mare cu 2 dintre verișorii Avery. N-am petrecut însă prea mult timp cu ei, fiindcă locuiau deja la casele lor și nu veneau acasă decât de sărbători sau cu ocazii speciale de familie. Uneori mai aduceau acasă pe câte unul dintre prietenii lor și aveau întotdeauna grijă să vorbească și să se ia la trântă cu noi. Nu mai avuseserăm niciodată ocazia de a ne petrece timpul cu băieți mai mari, adolescenți și chiar și unii de 20 de ani, iar faptul că aceștia ne tratau ca prieteni sau frați a fost o experiență grozavă pentru noi. Mătușa Jean și unchiul William deveneau un pic neliniștiți, ori de câte ori verișorii noștri veneau acasă. Se arătau întotdeauna bucuroși să-și aibă copiii acasă, însă mătușa și unchiul știau că unii dintre prietenii lor făceau parte din diferite bande.
Se îngrijorau că băieților s-ar putea implica tot mai mult în cultura locală a drogurilor. Nu știu semn nimic despre asta până când, într-o zi, am aflat că unul dintre fiilor, un băiat pe care ajunsesem să-l iubesc și să-l respect, a fost ucis pe stradă într-un schimb de focuri, nu departe de locul în care locuiam. Am fost devastat. Adulții nu prea discutau despre asta în preajma mea și a lui Curtis, însă mama a avut grijă să conștientizăm faptul că această crimă nu ar fi avut loc dacă vărul nostru nu ar fi avut de-a face cu acele persoane nepotrivite, pentru care combinația de alcool, droguri și violență ducea adeseori spre un mult prea obișnuit și previzibil final tragic. Mama s-a asigurat că înțelege faptul că moartea vărului nostru fusese o tragedie inutilă și o pierdere teribilă și că a reprezentat rezultatul direct al alegerilor sale greșite. Durerea sfâșietoare a mătușii și a unchiului nostru a fost o adevărată lecție pentru noi și am jurat că nu o voi uita niciodată. M-am decis să-mi folosesc creierul pentru a mă gândi la consecințele acțiunilor mele, pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu cauza o durere și o suferință atât de mari mamei mele sau oricărei alte persoane iubite. Din fericire, în timp ce mă aflam la biserică într-o sâmbătă dimineața, în viața mea a încolțit un vis pentru viitorul meu. Credeam în mod naiv că planul acesta avea să mă împiedice să mai fiu vreodată tentat să mă bag în astfel de belele teribile pe măsură ce voi crește. Pastorul nostru ne-a istorisit o poveste adevărată și emoționantă despre cum un medic misionar și soția sa au fost urmăriți de hoți. Când cuplul a ajuns la marginea unei prăpastii, părea că nu mai exista nicio cale de scăpare. Asta până când au ochit o fisură sau un fel de crăpătură în stâncă, tocmai de mărimea potrivită pentru a putea intra amândoi în ea. Așa că, atunci când hoții au ajuns la prăpastie, medicul și soția sa păreau să fi intrat în pământ. Frustrați, hoții au zăbovit acolo o vreme și în cele din urmă au plecat, lăsându-i pe cei doi misionari în siguranță. Dumnezeu le purtase de grijă. Rememoram încă scena respectivă în minte când pastorul și-a încheiat predica și a întrebat dacă este cineva în sală care ar dori să-și predea viața în mâinile lui Isus. Fără nicio ezitare, m-am ridicat și am înaintat spre altarul din fața bisericii, unde se afla pastorul. S-a rugat împreună cu mine, iar eu l-am chemat pe Iisus în inima mea. Aveam doar 8 ani, așa că nu-mi dădeam prea bine seama ce însemna rugăciunea mea. Însă, din ziua aceea, am fost convins de două lucruri. Doream ca Iisus să aibă grijă de viața mea, tot așa cum a fusese grijă de cea a cuplului de misionari. Și am știut că doream să devin medic misionar când voi crește. Pe drumul spre casă, i-am mărturisit mamei deciziile mele. La auzul dorinței mele de a deveni medic misionar, mama s-a oprit în mijlocul trotuarului, s-a întors și m-a privit direct în ochi. "Benny," mi-a spus, "dacă îi cer Domnului ceva și crezi că El îți va asculta rugăciunea, atunci așa o să se întâmple." Nu voi uita niciodată momentul acela. Și într-adevăr, pe parcursul vieții, mi-am adus aminte de nenumărate ori de reacția mamei. Adeseori în momente când aveam nevoie de încurajare. Mama a devenit în mod clar conștientă de dorința inimii mele și înțelegea și susținea visul pe care credeam că mi-l dăduse Dumnezeu. Unul dintre visurile mele pe care Curtis și cu mine îl împărtășeam s-a împlinit în momentul în care planul său personal de redresare financiară a dat în cele din urmă roade. Petrecuserăm 2 ani în Boston, însă până la finalul clasei a patra, economisise suficienți bani ca să ne întoarcem la Detroit. Mama nu era însă sigură că va putea acoperi imediat toate cheltuielile necesare mutării, precum și pe cele presupuse de ratele ipotecii. Așa că a decis să închirieze în continuare casa noastră, iar noi să închiriem una mai mică, nu departe de vechiul nostru cartier, până când avea să fie mai sigură din punct de vedere financiar. Pentru mine, acesta a fost un pas uriaș spre normalitate, dat fiind că mă aflam din nou aproape de prietenii mei din Detroit. Din nefericire, întoarcerea noastră la Detroit a adus cu sine o problemă pe care niciunul dintre noi nu o anticipaserăm. În cei 2 ani petrecuți în Boston, în timpul cărora eu mă aflasem în clasa a 3-a, respectiv a 4-a, iar Curtis în a 5-a, respectiv a 6-a,
Fuseserăm printre cei mai buni elevi ai unei școli mici sponsorizate de biserică. Însă, întorși la școala din Detroit, ne-am trezit dintr-o dată cu mult în urma colegilor noștri. Eram atât de în urmă la fiecare materie, încât unii dintre colegii mei de clasă ajunseseră să mă strige în plină curte prostănacul. Desigur, lucrul acesta îmi displăcea profund, însă eram dureros de conștient de cât de rămas în urmă eram și de cât de puțin înțelegeam din ceea ce se preda la clasă. Așa că mă gândeam eu, îmi meritam porecla. Faptul că râdeam și nu prea părea să-mi pese de cuvintele lor, i-a învârjit probabil și mai tare. Așa că n-a trecut mult până ce m-au poreclit cel mai prost copil dintre a cincea. Aveam deja destule note proaste care n-au făcut decât să-mi întărească această convingere. Părea deci complet lipsit de sens să mă supăr sau să-i contrazic în chestiunea asta. Apoi într-o zi am auzit pe cineva zicând în zefle mea: „Hei, Carson, cel mai prost din lume!” „Ia stai puțin”, mi-am zis în sinea mea, „pun pariu că undeva în lumea asta există unul mai prost ca mine.” Din nefericire, chiar în după amiaza respectivă, profesoara ne-a dat un test la matematică. Când am terminat de răspuns la toate întrebările, ni s-a spus să facem schimb de lucrări cu colegul de bancă și să le corectăm în timp ce profesoara citea răspunsurile. Apoi fiecare elev avea să numere răspunsurile corecte ale colegului său, să le noteze în partea de sus a paginii și să-i înapoieze lucrarea. Profesoara urma să deschidă catalogul, iar noi trebuia să îi spunem nota obținută în momentul în care ne auzeam numele. Chiar în dimineața aceea încercasem să mă conving că sub nicio formă nu eram cel mai prost copil de clasa a cincea din lume, însă când mi-am primit lucrarea înapoi, în partea de sus a paginii domnea un zero mare și lat. Nu nimerisem nici măcar un singur răspuns corect. Cu siguranță că la auzul notei mele, tipii ăia cu care mă contrazisesem aveau să-mi râdă în nas ca niciodată înainte. Poate că dacă bolborosesc ceva când îmi spun nota, nu o să mă înțeleagă nimeni. A fost cel mai bun plan pe care am putut să-l scornesc pe moment. Așa că, de îndată ce mi-am auzit numele, am bolborosit cu voce joasă: „Nulă!” A funcționat. Profesoara a exclamat: „Nouă! E minunat! Ai făcut un adevărat progres!” Testul avusese 30 de întrebări, așa că 9 răspunsuri corecte echivalau tot cu nota 4. Însă ar fi fost o notă mai mare ca de obicei, așa că profesoara a continuat: „Continuă să exersezi, Benny. Se pare că încep să prinzi din urmă.” În momentul acela, fata care îmi corectase lucrarea și-a agitat mâna vădit nervoasă. Când în cele din urmă profesoara a încetat să mă laude și a trecut mai departe la ea, fata a izbucnit pe un ton exasperat: „Benny a zis nulă, nu nouă. Lucrarea lui e nulă, n-a făcut niciun punct.” Un râs atât de zgomotos a umplut întreaga clasă, încât mi-am dat seama că până și profesoara i-a fost milă de mine. Mă simțeam atât de umilit, încât aș fi dorit să mă pot strecura printre crăpăturile din podea și să nu mă mai întorc niciodată în clasă, sau să mai dau vreodată ochii cu vreunul dintre colegii mei. Însă cea mai dureroasă umilire a venit câteva săptămâni mai târziu, când Curtis și cu mine am primit carnetul cu note la mijlocul trimestrului. Am ajuns acasă de la școală și am abandonat carnetele pe masa din bucătărie, fără a-i spune mamei vreun cuvânt. Speram probabil că le va confunda cu ceva inutil și că le va arunca din greșeală la gunoi, de unde nu aveau să mai fie recuperate vreodată. Bineînțeles că n-a fost așa. De îndată ce a intrat în casă în seara respectivă, a luat carnetele și le-a studiat cu atenție preț de câteva minute. Apoi ne-a chemat. Când am intrat în bucătărie și a întins mâinile, ne-a tras aproape și ne-a privit direct în ochi. Îmi imaginasem că avea să fie supărată, însă privirea și tonul vocii sale păreau mai degrabă pline de tristețe decât de furie. „Băieți”, ne-a spus, „dacă mai continuați cu notele astea, o să vă petreceți restul vieții curățind podele prin fabrici. Iar Dumnezeu nu vrea asta pentru voi. El va dărui niște creiere minunate și vrea să le folosiți.” Am încercat să o mai liniștesc puțin, amintindu-i că nu erau decât notele de la mijlocul trimestrului. În fond, nici nu contau prea mult. Însă nici n-a vrut să audă. A insistat că notele erau importante, deoarece ne spuneau care vor fi notele finale dacă nu făceam nimic pentru a le schimba. Și în mod evident era convinsă că lucrurile trebuiau să se schimbe. Și repede. „Nu știu ce să fac”, a recunoscut ea.
Dar Dumnezeu a promis în Biblie că le va da înțelepciune celor ce o cer. Așa că în seara asta o să mă rog pentru înțelepciune. O să-L întreb pe Dumnezeu ce să fac pentru a vă ajuta. Acestea fiind zise, ne-a trimis la culcare spunându-ne că ne va spune a doua zi ce i-a dezvăluit Dumnezeu că ar trebui făcut. Curtis și cu mine am mers la culcare imediat, însă mi-a fost foarte greu să adorm, gândindu-mă cu îngrijorare la ceea ce Dumnezeu urma să-i spună mamei. Capitolul 4. Cum am devenit deștepți? Nu știam ce să credem în momentul în care a doua zi mama ne-a cerut să ne așezăm spunându-ne: vă mai amintiți că v-am spus că o să mă rog și o să-i cer lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune cu privire la ce e de făcut în privința notelor voastre? De parcă am fi putut uita așa ceva. Nici nu ne mai gândisem la altceva de atunci. Da, doamnă, am asigurat-o noi. Abia așteptasem să aud ce-i spusese Dumnezeu, dar acum nu mai eram atât de sigur de asta. M-am rugat, a repetat mama. Ei bine, cred că Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea de care aveam nevoie. Părea puțin nesigură de modul în care voia să își exprime ideile în continuare, de parcă ar fi urmat să ne transmită ceva ce nu doream să auzim. Nu mirosea deloc a bine. Iată înțelepciunea pe care cred că mi-a dat-o Dumnezeu, ne-a spus. O să începem prin a închide televizorul. De acum înainte, o să vă uitați doar la 2 sau 3 emisiuni pe săptămână. Când am început să oftăm, mama a adăugat rapid: puteți să alegeți emisiunile, dar tot 3 pe săptămână vor rămâne. Și o să folosiți tot timpul liber care vă va rămâne pentru citit. O, Doamne, nu-mi venea să cred. Asta nu sună nici măcar rezonabil, dar aminte înțelept. Vorbele de protest îmi stăteau deja pe vârful limbii, dar mama nu terminase încă. Puteți să alegeți singur ce să citiți, cel puțin 2 cărți pe săptămână. Apoi o să scrieți câte un rezumat pentru fiecare carte și o să mi le prezentați cu voce tare. Așa era mai rău decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Chiar dacă eram în clasa a 5-a, nu citisem încă nicio carte pe care să nu fi fost obligat să o citesc la școală. Nu puteam să-mi închipui că aș putea termina o carte într-o săptămână, ca să nu mai vorbim de 2. Am început să explic asta mamei înainte de a se atașa prea tare de idee, însă în ceea ce o privea, ea se rugase pentru înțelepciune și își primise răspunsul. Era hotărâtă. Când mi-am dat seama de asta, am renunțat și am tăcut pur și simplu din gură. Probabil că arătam tare sfârșit, fapt ce a făcut-o imediat pe mama să-mi spună pe cel mai blând și iubitor ton posibil: Beni, iubitule, nu înțelegi? Dacă știi să citești, poți afla aproape orice lucru dorești. Ușile lumii sunt deschise pentru cei care știu să citească. Aveam 11 ani, nu prea îmi păsa mie de ușile lumii, mă interesa mai mult să fiu dincolo de ele, în lume. Și nu prea aveam cum să fac asta dacă urma să-mi petrec vremea închis în casă, citind și scriind câte 2 rezumate pe săptămână. Și de unde, mă rog, aveam să găsim câte 2 cărți pe care să le citim? Nu ne permiteam să cumpărăm atâtea cărți. Mama avea însă o soluție și la problema asta. Cea mai apropiată filială a bibliotecii publice din Detroit se afla la doar câțiva pași de unde locuiam. Ne-a spus că puteam merge acolo în orice zi după școală și că puteam aduce acasă o grămadă de cărți interesante. Nu eram încă prea încântat de idee, dar am oprit televizorul și în ziua următoare Curtis și cu mine am vizitat biblioteca. Cel puțin mama spusese că puteam alege orice carte doream. Nu avea de gând să aleagă în locul nostru. Cu ocazia acelei prime vizite la biblioteca locală, arătam probabil foarte nefericit și descumpănit, deoarece bibliotecara a venit glonț spre mine, oferindu-și ajutorul. Mi-a arătat drumul spre sectorul cu cărți pentru copii și m-a întrebat dacă doream o carte sau un autor anume. Păi, nu știusem că trebuia să trec un astfel de test și nu reușeam să debitez niciun răspuns. Văzându-mă blocat, bibliotecara m-a întrebat: ce subiecte îți plac cel mai mult? Despre ce ți-ar plăcea cel mai mult să înveți? În sfârșit, o întrebare la care puteam să răspund. Animale. Iubeam și fusesem dintotdeauna fascinat de tot felul de creaturi vii. Păi, aveți ceva cărți despre animale? Am întrebat eu. Bibliotecara a zâmbit. O grămadă! M-a condus direct spre un raft plin cu cărți despre tot felul de animale. Aveam atâtea de unde să aleg, încât mi-a luat ceva timp ca să mă hotărăsc. Spre surprinderea mea, am citit ambele cărți în acea primă săptămână,
Și i-am scris și i-am citit mamei și rezumatele pe care le ceruse, fără a-mi pierde speranța că avea să se mai îmblânzească și să-și dea seama că așteptările ei erau prea mari. N-am avut însă norocul ăsta, părea atât de încântată de realizările noastre din prima săptămână, încât n-am avut nici cea mai mică șansă de a scăpa în săptămâna următoare. Am scris două rezumate și în săptămâna care a urmat și am continuat în același ritm, două cărți și două rezumate, săptămână după săptămână. Când îi dădeam rezumatele, mama ne cerea să îi le citim cu voce tare. Când terminam, îi dădeam caietul și petrecea câteva momente uitându-se cu atenție la el. Cu o privire extrem de concentrată, dădea din cap și sublinia câte ceva pe aici pe acolo. Apoi zâmbea, bifa cu un semn mare rezumatul în cauză și ni-l dădea înapoi. Indiferent de subiectul ales, mamei îi făcea o plăcere vădită să discute sau să ne întrebe despre ideile principale pe care le desprinsesem. Nu am aflat decât an mai târziu că motivul pentru care ne punea să-i citim rezumatele cu voce tare era că nu știa să le citească singură. Educația de trei clase pe care o primise nu-i permitea decât să priceapă câteva cuvinte răslețe. Însă ceea ce știam, chiar și în momentele acelea, era că mama ne iubea, că dorea tot ce era mai bine pentru noi și că aștepta de la noi să dezvoltăm și să folosim creierul primit de la Dumnezeu. Ne spunea necontenit, băieți, dacă veți continua să citiți cărți, oamenii vă vor privi într-o bună zi la televizor. Însă lui Curtis și mie, asta ne părea mult prea improbabil. Dar cu cât planul ei în privința cititului avansa, cu atât devenea mai convinsă de înțelepciunea din spatele acestuia. Mama găsea în mod constant noi și noi împrejurări în care să folosească arma sa încărcată cu replica folosiți-vă creierul, precum și noi metode de a ne convinge de potențialul nostru. De exemplu, a început să ne povestească despre viața și obiceiurile oamenilor bogați și de succes în casele cărora făcea curățenie în fiecare zi. Nu sunt cu nimic diferiți de noi, insista mama. Orice pot face ei, puteți face și voi, băieți. Și dacă vă doriți cu adevărat și dacă munceți din greu pentru asta, o să faceți lucrurile chiar mai bine decât ei. Trebuie doar să vă folosiți creierul. Uneori, mama ne ducea cu mașina prin cartierele în care muncea. Ne holbam cu gura căscată la casele uriașe, iar mama începea să ne spună. Am observat ceva foarte interesant la oamenii pentru care lucrez. Oamenii care locuiesc în casele astea nu prea se uită la televizor. Au cu toții o mulțime de cărți și par să citească și să învețe necontenit. Muncesc de asemenea foarte mult, mai întâi pentru a obține o educație bună, iar apoi chiar și mai mult pentru a avea succes în carierele lor. Și pentru că fac asta, își permit să conducă mașini frumoase, să-și ridice casele astea mari și să locuiască în cartierul acesta frumos. Apoi adăuga, trebuie să meditați la lucrul ăsta. Iar apoi ne spunea, voi băieți, sunteți destul de mari și de isteți ca să fie observat deja că în cartierul nostru locuiesc o mulțime de oameni care își petrec ziua consumând alcool, pierzând ore întregi în fața televizorului și care așteaptă lună de lună ajutorul social din partea guvernului. Cei mai mulți dintre ei nu-și vor permite vreodată să locuiască altundeva decât în blocurile alea vechi și dărăpânate din cartiere ca al nostru. Însă, băieți, acum că vedeți și cunoașteți diferența, puteți alege cum și unde vreți să trăiți o viață întreagă. Câteodată alți părinți o mustrau pe mama pentru poverile și așteptările pe care le așezase pe umerii mei și ai lui Curtis. Însă mama se ținea tare și le răspundea prietenilor săi îngrijorați. Băieții mei vor ajunge cineva când vor fi mari și indiferent de lucru pe care vor decide să-l facă, vor fi cei mai buni din lume. Nu după multă vreme, majoritatea bibliotecarilor din filiala bibliotecii publice din Detroit la care mergeam ajunseseră să ne cunoască și ne sugerau adeseori cărți pe care să le citim. Uneori puneau deoparte unele cărți noi despre care gândeau că ne-ar putea interesa. N-a trecut mult până am citit toate cărțile despre animale pe care le-am putut găsi, așa că am decis să-mi lărgesc puțin orizontul și am început să împrumut cărți despre plante, iar apoi despre roci. Prin zona în care am locuit prima dată după ce ne-am întors la Detroit, treceau niște linii de tren
și toate liniile acelea erau așezate pe o fundație formată din diferite straturi de roci și pietre de toate formele, mărimile și culorile. Așa că le examinam cu atenție și adunam câte o colecție interesantă, o aduceam acasă într-o cutie și comparam noile exemplare cu pozele din manualele de geologie și din cărțile despre roci pe care le adusesem de la bibliotecă. Nu după mult timp puteam să numesc aproape orice rocă îmi cădea în mână. Puteam să îi spun trăsăturile distinctive, să spun modul în care s-a format și uneori eram chiar în stare să fac o presupunere destul de isteață cu privire la locul în care s-ar fi putut forma. Cu siguranță că la momentul în care îmi începuse în colecția de roci, îmi dădeam seama într-o oarecare măsură de faptul că se lipiseră de mine o mulțime de informații noi și interesante din cărțile pe care le citisem în fiecare săptămână. Însă nu cred că ajunsesem să înțeleg pe deplin cât de mult am învățat și nici impactul pe care lucrul acesta l-ar fi putut avea asupra vieții mele. Asta până într-o zi memorabilă. Domnul Jack, profesorul meu de științe din clasa a cincea, a intrat în clasă ținând în mână o rocă neagră mare și strălucitoare. A ridicat-o în sus și a întrebat: "Poate cineva să-mi spună ce e asta?" Am știut imediat că roca era obsidian, însă niciodată până atunci nu mai ridicasem mâna să răspund în clasă și nu aveam de gând să o fac nici de data asta. Începusem să merg din ce în ce mai bine la unele materii, dar încă eram considerat prostul clasei. Nimeni de la școală nu știa de noul meu program de citit. Așa că am stat pur și simplu și am privit roca din mâna domnului Jack, așteptând ca cei mai inteligenți copii să răspundă la întrebare. N-a făcut-o însă niciunul. Am așteptat apoi ca unii dintre copiii mai încet să răspundă. N-au făcut-o însă nici ei. Nu-mi venea să cred. Să fi fost oare aceea șansa mea? Când în cele din urmă am ridicat mâna, cineva din cealaltă parte a clasei a izbucnit: "Uite, uite, Carson a ridicat mâna! Asta o să fie bună!" Toate capetele din încăpere s-au întors spre mine, toți ochii m-au ațintit. Șușotelile au inundat clasa. În mod evident, considerau cu toții că se aflau în fața unei ocazii strașnice de distracție. "Benjamin?" Domnul Jack era la fel de surprins ca restul colegilor mei, însă de îndată ce am primit cuvântul și am răspuns că este vorba de obsidian, toate șușotelile au încetat subit. Probabil că toți colegii mei au fost de-a dreptul șocați să audă din gura mea ceva ce suna serios și chiar inteligent, însă nu erau siguri dacă dădusem răspunsul corect sau dacă făcusem o glumă. "Așa este, este obsidian!" a exclamat domnul Jack încântat. "Ce puteți să-mi spuneți despre obsidian?" Am privit în jur și fiindcă nimeni nu zicea nimic, am continuat. "Obsidianul se formează în urma unei erupții vulcanice. Lava curge, iar când întâlnește apă, are loc un proces de răcire rapidă. Elementele fuzionează și forțează aerul să iasă afară, iar suprafața devine lucioasă." "Ai dreptate din nou, Benjamin!" a venit replica domnului Jack. Colegii mei rămăseseră înmărmuriți, cu gurile căscate, și înainte de a-și continua lecția, domnul Jack mi-a spus să trec pe la biroul său după ore. Așa am și făcut, iar când i-am povestit despre colecția mea de roci, m-a rugat să o aduc la școală, oferindu-se să mă ajute să o perfecționez. În momentul acela m-am simțit deosebit de norocos și încântat că domnul Jack m-a invitat în mod public să discutăm despre știință după ore. Faptul că avea o vârstă relativ tânără, undeva între 20 și 30 de ani, și că ieșise de puțin timp de pe băncile facultății, îl făcea un profesor îndrăgit de majoritatea colegilor mei. Mi-l amintesc ca pe un tip înalt și subțire, cu un păr castaniu și cu mult bun gust în felul de a se îmbrăca. Pe deasupra, domnul Jack conducea o decapotabilă roșie grozavă pe care o găseam cu toții foarte mișto, mai ales pentru un profesor. Faptul că cineva ca dumnealui a părut suficient de interesat de mine, încă să-mi acorde atenție și să mă încurajeze în mod individual, a fost pentru mine o experiență în premieră. Spunând asta, mă văd nevoit să clarific puțin contextul în care s-au petrecut lucrurile. Mișcarea pentru drepturi civile se afla în mod regulat pe primele pagini ale ziarelor din anii 1960. Presiunea în favoarea integrării întâmpina încă o rezistență semnificativă.
Astfel că, la timpul respectiv, atât în sud cât și în alte locuri precum Detroit, mulți sau chiar majoritatea celor ce proveneau din alte etnii presupuneau că odraslele negrilor nu erau prea strălucite din punct de vedere intelectual, până și unii dintre oamenii pe care nu-i caracteriza în mod obișnuit o animozitate interrasială își însușiseră această gândire stereotipă, în special din cauza lipsei de interacțiune personală cu persoane afroamericane care ar fi putut să le schimbe părerea. Nu a trecut mult până când domnul Jack mi-a arătat în mod clar că timpul petrecut alături de mine după școală îi făcea o adevărată plăcere, deoarece era convins că aveam un mare potențial pentru știință. Era de-a dreptul încântat să găsească un elev ce părea cu adevărat dornic să învețe și care era la fel de nebunit după știință ca el. De fapt, în fiecare zi după ultimul clopoțel, dădeam fuga în laboratorul de știință. Domnul Jack îngrija o mulțime de vietăți într-o menajerie amenajată în sala lui de clasă. Îmi amintesc că mi-a arătat o tarantulă pe care o găsise în mod întâmplător într-o legătură de banane pe care o cumpărase. Mi-a demonstrat cum le place acestora să se ascundă în astfel de locuri. Până în ziua de azi, sunt foarte atent ori de câte ori cumpăr o legătură de banane. N-am găsit încă nicio tarantulă, însă această posibilitate persistă încă în mintea mea, mai ales atunci când cumpăr fructe de la un stand aflat afară sau într-o țară străină. Un alt specimen interesant din laboratorul domnului Jack era peștele său, Jack Dempsey, o specie de apă dulce din America Centrală, numită astfel după un boxer profesionist, datorită naturii sale extrem de agresive și a trăsăturilor faciale dure și proeminente. Mi-a explicat că, la fel ca peștii pirania, un Jack Dempsey este în principal carnivor, așa că trebuia să fiu extrem de atent să nu-mi introduc degetele în apă când îl hrăneam. Domnul Jack a luat un creion de vârf și a introdus capătul celălalt în acvariu. Când peștele a țâșnit la suprafață și a retezat cu o singură mușcătură toată radiera de la capătul creionului, am învățat imediat lecția. Printre celelalte creaturi ce își duceau traiul în diverse habitate din laboratorul de știință, se aflau și o veveriță, niște languste, o salamandră, niște țestoase și câteva broaște. Eram fascinat să le pot studia atât de îndeaproape și am fost de-a dreptul încântat când domnul Jack m-a însărcinat să le hrănesc și să-l ajut să le îngrijească. Rolul și responsabilitățile unui mic îngrijitor de zoo nu au fost singurele lecții pe care le-am învățat în laboratorul domnului Jack după școală. Am învățat despre răbdare când monitorizam în fiecare după-amiază niște ouă de creveți în apă sărată. Câteva zile mai târziu am observat câteva chestii mici unduindu-se în apă. Câțiva creveți începeau să eclozeze. Iar în decurs de o săptămână până la 10 zile, sute de creveți mici înotau deja în mica noastră crescătorie. Apoi am hrănit și le-am monitorizat creșterea. Pentru mine, lucru cel mai captivant din laboratorul acela era microscopul domnului Jack. Ajunsesem în punctul în care nu puteam trece nici pe lângă cea mai mică baltă fără a lua o mostră de apă. O duceam în laborator, puneam o picătură pe o lamelă și o examinam la microscop pentru a vedea ce se afla în apă. Faptul că învățam despre diferitele microorganisme nu numai că mă fascina, ci mi-a oferit de asemenea cunoștințe pe care nimeni dintre cei pe care îi cunoșteam nu le știa. Lucrul acesta a jucat un rol decisiv în schimbarea imaginii de prostul clasei pe care o aveam despre mine, ajutându-mă să înțeleg că eram, de fapt, destul de inteligent. Mama avusese dreptate, aveam un creier și era unul chiar bun. Dacă nu ar fi fost acest profesor tânăr și atent, căruia îi făcea plăcere să-și împărtășească emoția și dragostea față de știință cu un fost prost al clasei, nu știu cât mi-ar fi luat să descoper lucrul acesta de unul singur. Domnul Jack a devenit primul meu mentor, altul decât mama, și sunt sigur că nu am fost ultimul elev care l-a privit astfel. În timpul vacanței de vară, de la finalul clasei a șasea, ne-a dus pe câțiva elevi la primul nostru eveniment sportiv profesionist, un meci de baseball al echipei Detroit Tigers, și tot el ne-a plătit și drumul până acolo. Câteva zeci de ani mai târziu, când o televiziune națională a dorit să realizeze un documentar despre viața mea, am fost însoțit de o echipă TV până în Detroit. Aici l-am reîntâlnit pe domnul Jack, care, deși se apropia cu pași repezi de pensie,
continua să predea științe la una dintre școlile gimnaziale ale orașului. Am avut astfel ocazia de a-i mulțumi și de a recunoaște în mod public faptul că mi-a deschis drumul spre un viitor plin de succes. Capitolul 5. Șoarece de bibliotecă. Nu mult după întâmplarea cu obsidianul, am început să înțeleg că motivul pentru care știusem răspunsul corect la ora de știință era pur și simplu faptul că citisem cărți cu subiect științific. Așa că am început să mă întreb, ce ar fi dacă aș citi cărți despre toate materiile? Poate că voi ști mai mult ca toți ceilalți și la materiile respective. Mai mult decât copiii care mă tachinează și mă poreclesc în fel și fel. Poate că, până la urmă, visul meu de a deveni doctor nu era totuși atât de nebunesc. Ori de câte ori mă deplasam spre sau dinspre școală, fie cu autobuzul, fie cu mașina, citeam. În fiecare zi după școală, imediat ce terminam lecțiile, luam o carte în mână și începeam să citesc. În timpul orelor, de îndată ce terminam o sarcină, începeam să citesc până când terminau și colegii mei. M-am pricopsit în curând și cu o poreclă nouă. Prostul clasei devine acum șoarecele de bibliotecă. Eram destul de sociabil și îmi făcea plăcere să joc câte un meci de baseball din când în când, însă cititul devenise pasiunea mea și întrecea cu mult orice altă activitate. Cred că la fel s-a întâmplat și în cazul lui Curtis. Pe când eram copii, am împărțit întotdeauna aceeași cameră, așa că am petrecut sute de ore împreună, fiecare întins pe patul său cu o carte în mână, în timp ce majoritatea copiilor pe care îi cunoșteam se uitau la televizor. Cu timpul, mama a devenit ceva mai flexibilă în privința uitatului la televizor. Trebuia încă să respectăm numărul de 2 sau 3 emisiuni pe săptămână. Totuși, dacă terminam lecțiile și celelalte treburi ale casei, iar la televizor se transmitea o emisiune specială, despre care mama credea că este educativă, făcea și ea o excepție. Sau uneori deschideam televizorul și urmăream câte un program despre un eveniment special, cum ar fi Parada de Ziua Recunoștinței de la Macy's. Parada anuală desfășurată în lanțul de magazine Macy's. Însă, de îndată ce începeam să citim, simțeam că uitatul la televizor nu era decât o pierdere de vreme. Cu toate că sentința mamei de a citi câte 2 cărți pe săptămână păruse la momentul respectiv o pedeapsă destul de crudă și ieșită din comun, am descoperit rapid că așteptările sale nu erau deloc imposibile. Cititul nu mai părea deloc o corvoadă. Devoram chiar și o carte pe zi și mă apucam imediat de următoarea. Iar mama nu putea fi mai încântată de întreaga situație. Prețuia învățătura, deoarece ea însăși nu avusese parte de educație în copilărie. Observând în fiecare zi faptul că membrii familiilor influente și educate pentru care muncea citeau necontenit, devenise convinsă că cititul reprezenta calea cea mai sigură spre un succes similar. Astfel că, de îndată ce ne-a văzut pe amândoi neîncetat cu nasul în cărți, și-a spus în sinea ei: acum știu că băieții mei vor avea un viitor de succes, pentru că citesc. De la primele mele cărți despre animale, dragostea mea față de astfel de creaturi m-a îndrumat curând spre alte cărți, precum Chemarea străbunilor și Colț alb, de Jack London. Am citit de asemenea și cărți de istorie și biografii ale unor figuri naționale și mondiale importante. Prima autobiografie pe care am citit-o a fost cea a lui Booker T. Washington, intitulată Up from Slavery. Acesta se născuse ca sclav pe o plantație din Virginia cu puțin timp înainte de izbucnirea războiului civil, însă a reușit să fondeze Institutul Tuskegee, o instituție de învățământ superior pentru afroamericani. A fost recunoscut drept cel mai influent educator american de culoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. A activat de asemenea și ca sfătuitor pe probleme rasiale și educaționale în cabinetele câtorva dintre președinții americani. De asemenea, am citit neîncetat numeroase povestiri biblice, încât reușeam probabil să vorbesc detaliat despre fiecare întâmplare și personaj din Biblie. Însă cunoașterea și inspirația nu au fost singurele beneficii pe care le-am câștigat de pe urma cititului. Mama mă convinsese că cititul avea să mă scape în cele din urmă de sărăcie și să mă ajute să am o viață mai bună. Însă cărțile păreau să-mi aducă suficiente beneficii chiar acolo și atunci.
Și nu mă refer doar la cunoștințele folositoare pe care le conțineau, ci și la faptul că mi ofereau o evadare imediată din realitate. De îndată ce mă aflam cu o carte în mână, mă teleportam într-o lume imaginară, într-un timp cu totul diferit. Eram dintr-o dată absent, eliberat de tot ce era pământesc, de toate constrângerile propriei vieți, liber să explorez noi și noi experiențe. Bogăția pe care o desprindeam din cărți mi-a oferit o răsplată cu mult mai bună și mai rapidă decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Progresul meu academic continuu a început pe la jumătatea clasei a cincea și s-a accelerat pe parcursul clasei a șasea. La începutul clasei a șaptea, pe când am intrat la liceul Wilson Junior, ajunsesem de la poziția de codaș al clasei la cea de cel mai bun din clasă la aproape toate materiile. Aceiași elevi care odinioară mă priviseră cu dispreț, fiindcă eram prostul clasei, îmi deveniseră prieteni care mă respectau suficient de mult pentru a veni la mine ori de câte ori se confruntau cu vreo problemă și mă întrebau: Beni, cum se rezolvă problema asta? Eu zâmbeam, dădeam din cap cu o figură înțeleaptă și spuneam: Tinere, așează-te la picioarele mele și te voi lumina. Aceasta era atitudinea mea. După tot necazul pe care mi-l pricinuiseră în clasa a cincea, îmi făcea o deosebită plăcere să le răspund cu aceeași atitudine, acum că mă aflam în vârful piramidei. Simțeam că trebuia ca toată lumea să știe cât de mult învățasem. Eram gata în orice moment să mă lansez într-o discuție detaliată pe marginea oricărui subiect posibil, asta pentru a ilumina pe unii dintre colegii mei mai puțin informați. Ani mai târziu, unii dintre verișorii mei mi-au spus în glumă că ori de câte ori mă vedeau apropiindu-mă de ei cu scopul de a mă alătura activităților, își șopteau unii altora: O, nu, vine, Beni știe tot, hai să facem altceva. La vremea respectivă, credeam cu toată sinceritatea că știu cu mult mai mult decât orice alt copil de vârsta mea și că, bineînțeles, ceilalți ar trebui să aprecieze treaba asta, fiindcă în fund și la urma urmei urma să devin doctor. Credeam că sunt strălucit, de fapt eram de-a dreptul nesuferit. Noua mea imagine de sine, bine închegată de acum, s-a văzut zguduită pe neașteptate pe când mă aflam la mijlocul clasei a opta și când am reușit în cele din urmă să ne mutăm înapoi în casa noastră de pe strada Deacon din Detroit. Mutarea a fost ca un vis devenit realitate pentru noi, rezultând în urma a 5 ani și jumătate de planificare, muncă susținută și multă hotărâre din partea mamei. Partea negativă a fost că mutarea noastră a însemnat că trebuia să schimb școala. Am fost nevoit să mi-au rămas bun de la colegii mei de la liceul Wilson Junior, cu care fusesem împreună încă din clasa a 5-a și care fuseseră martori ascensiunii mele rapide de la prostul clasei la un elev premiant. Dintr-o dată am devenit colegul cel nou, complet anonim, de la liceul Hunter Junior. La Hunter, noilor mei colegi nu prea părea să le pese sau să observe cine era deștept. Nu le păsa decât de cine se îmbrăca mai mișto. Iar ținuta cea mai trăsnet a momentului consta în cămăși tricotate în stil italian, pantaloni de mătase, pantofi din piele de crocodil și pălării cu boruri înguste. Nu doar că trebuia să te îmbraci corespunzător, ci trebuia să joci și baschet și să înveți cum să faci bâză de cei din jurul tău. A face bâză însemna să spui ceva comic, însă la modul critic sau chiar ca insultă, pentru a umili pe cineva. Și din moment ce hainele mele erau departe de a fi trăsnet, m-am transformat rapid într-o pradă ușoară pentru bâza colegilor mei. Știi ce au făcut indienii cu hainele uzate ale generalului Custer? A întrebat într-o zi unul dintre băieți. Spune-ne tu, l-a încurajat altul. Le poartă Carson acum. Chiar așa, s-a vărât repede în discuție un al treilea. Apropie-te și o să te asiguri, fiindcă put de parcă ar avea 100 de ani, a adăugat primul dintre băieți, încheiindu-și astfel bătaia de joc. După ce timp de câteva săptămâni am fost ținta continuă a glumelor lor, am ajuns la concluzia că cea mai bună metodă de a supraviețui bâzei era să devin cel mai bun din domeniu. Ziua următoare eram pregătit. Măi, Carson, cămașa de pe tine a trecut prin primul, al doilea, al treilea și al patrulea război mondial. Păi da, i-am răspuns eu. A purtat-o chiar și maică-ta. Toți elevii din jur au început să râdă, chiar și cel care începuse bâza. M-a bătut ușor cu mâna pe spate și mi-a zis: Hei, e în regulă.
După câteva zile în care am făcut bâză de batjocoritori, atenția găștii s-a îndreptat în altă parte. Dar chiar și atunci când nu se lua nimeni de mine, nu mă simțeam totuși integrat în noua mea școală. Reușiserăm să atingem scopul financiar al mamei de a ne muta înapoi în casa noastră și nu puteam să nu mă simt și eu mândru de asta. Pe de altă parte, însă, nu mai fusesem niciodată până la momentul acela atât de conștient de faptul că eram săraci. Iar statutul economic mă împiedica cu încăpățânare să devin o persoană respectată, ca să nu mai vorbim de un membru acceptat al găștii de la liceul Hunter Junior. Mama reușea să întrețină familia fără a apela la tot soiul de ajutoare sociale din partea guvernului, însă alții nu aveau de unde să știe asta, așa că mă simțeam incredibil de stânjenit, fiindcă uneori eram nevoit să folosim bonuri de masă pentru a reuși să o scoatem la capăt. Ori de câte ori plecam de acasă cu buzunarul plin de astfel de bonuri, mă îngrijoram ca nu cumva să mă vadă cineva. Așa că, dacă vedeam pe cineva cunoscut în timp ce mă aflam în magazinul alimentar, mă plimbam de-a lungul culoarelor până la trecerea pericolului. Apoi dădeam buzna la casă și plecam cât mai repede posibil. Privind înapoi, pot acum să-mi dau seama de modul în care această conștientizare a sărăciei familiei Carson mi-a afectat și planurile de viitor. De la vârsta de 8 ani și până la cea de 14 ani, mă agățam de visul meu de a deveni medic misionar. Acum însă, când mă confruntam în mod deschis cu sărăcia, am luat decizia de a deveni psihiatru. Nu cunoșteam nici măcar un psihiatru, însă la televizor arătau cu toții extrem de bogați. Locuiau în vile luxoase, conduceau automobile Jaguar și munceau în birouri enorme cu pereți tapițați. Și tot ce aveau de făcut psihiatrii aceștia era să stea de vorbă cu oameni țigniți cât era ziua de lungă. Am rămas încrezător că aveam tot ceea ce era necesar pentru ca într-o bună zi să devin doctor, de un fel sau altul. Însă eram la fel de conștient că pentru asta trebuia să traversez următorul segment al acestei călătorii aventuroase și anume viața la liceul Southwestern, alături de aceiași colegi pe care nu doar că nu reușisem să-i impresionez deloc la Hunter, dar cu care eșuam în mod lamentabil să stabilesc orice fel de legătură. Așa că am început clasa a cincea, concentrându-mă asupra modului în care m-aș fi putut alătura găștii la fel de mult ca asupra performanțelor mele academice. Și cu toate că la momentul respectiv nu mi-am dat seama, lucrul acesta însemna că noul meu obiectiv îl întrecea și chiar îl amenința pe cel vechi. Una dintre problemele mele era aceea că simțeam încă nevoia de a mă afirma ca persoană prin a le reaminti celorlalți din nou și din nou cât de deștept eram și cât de mult se înșelaseră cei care mă batjocoriseră în trecut. Am avut nevoie de ceva vreme pentru a înțelege că modul meu de a mă da mare nu reprezenta decât o dovadă în plus a nesiguranței mele, precum și o modalitate de răzbunare față de plozii care mă numiseră prost în clasa a cincea. Puștul care fusese atât de umilit în momentul în care nu a reușit să răspundă corect la nici măcar o întrebare de la testul de matematică, era acum peste măsură de mândru că, până la momentul în care începuse să studieze algebra, reușise să inverseze complet lucrurile. La testul de la mijlocul trimestrului, profesoara de algebră a adăugat două întrebări pentru cei care doreau o notă mai mare. Când ne-a adus testele corectate, am observat că unul dintre cei mai inteligenți băieți din clasă reușise să obțină 91 de puncte. La sfârșitul orei m-am apropiat de el și l-am întrebat: "Hei, cât ai obținut la test?" "91 de puncte," mi-a răspuns el. Am așteptat apoi ca el să mă întrebe cât am obținut eu, însă n-a făcut-o. Așa că am răspuns voluntar: "Eu am luat 110. Adică totul a fost corect, inclusiv cele două întrebări bonus. "Chiar așa?" mi-a răspuns el, întorcându-se și îndreptându-se spre ușă. "Ei, lasă, poate o să reușești mai mult data viitoare," i-am strigat eu din urmă. "Mhm," a făcut el, fără să-și mai întoarcă privirea. "Dacă ai vreodată nevoie de ajutor, să-mi spui." Însă nu mi-a dat de înțeles că ar fi auzit această ultimă remarcă a mea. Cu o altă ocazie, în clasa a noua, m-am înfruntat cu unul dintre colegii de clasă, care, indiferent cât de mult încercasem să mă împrietenesc cu el, continua să se poarte extrem de urât cu mine.
De ce ești atât de dușmănos?" l-am întrebat eu. "De ce mă urăști?" "Pentru că ești un nesuferit," a venit replica. "Știi atât de multe și nu pierzi nicio ocazie ca toată lumea să afle asta." Nu mi-amintesc ce anume i-am răspuns sau dacă i-am spus ceva. Probabil că am plecat pur și simplu. Însă nu am uitat niciodată cuvintele acelea și nici cât de puternic m-au lovit. Îmi spuneam în sinea mea. În clasa a cincea toată lumea râdea de mine pentru că nu știam nimic. Acum mă urăsc pentru că mă port de parcă le-aș ști pe toate. Vorbele tăioase ale colegului meu m-au făcut să conștientizez cât eram de insensibil și de incredibil de greu de suportat. Se pare că notele bune și inteligența nu prea aduceau puncte de popularitate în fața colegilor mei de liceu. Până la momentul acela se dovediseră chiar un dezavantaj. Așa că am aplicat planul B. După școală, în loc să merg acasă și să-mi fac temele, am început să mai zăbovesc pe terenul de sport, să bat mingea și să pierd vremea cu băieții. În scurtă vreme, notele mele s-au transformat din 10 și 9 în 8 și 7, iar mai apoi chiar în 6 și 5. Curtis și cu mine ne petreceam câteodată timpul alături de o gașcă de băieți din cartierul nostru, jucând tot felul de jocuri precum baseball sau basket și ne distram de minune ori de câte ori aveam ocazia să luăm parte la vreo aventură tipic băiețească, specifică anotimpului în care ne aflam. Bătaie cu bulgări de zăpadă iarna și întreceri, concursuri și de-a fața ascunselea după lăsarea întunericului în serile lungi de vară din Michigan. Singura boacănă cu adevărat serioasă de care mi-amintesc a fost când niște băieți m-au convins să dau ture clandestine prin pomii fructifere ai vecinilor în timpul sezonului de cules. Nu făceam asta de foarte mult, când am început să disting acea voce interioară tăcută a conștiinței mele, care înnăbușea chemarea puternică a aventurii cu o simplă șoaptă adresată inimii mele. "Ăștia nu-s pomii tăi și astea nu-s fructele tale." După asta, ori de câte ori cineva îmi sugera un astfel de lucru, mă uitam îngrijorat la ceas și spuneam: "Oho, trebuia să fiu deja acasă la ora asta." Sau pur și simplu mă făceam nevăzut și o zbugheam spre casă, chiar când băieții făceau planul final. Gașca de băieți cu care îmi pierdeam vremea după școală prin clasa a noua, încercând să-i impresionez cu cele mai bune mișcări ale mele pe terenul de basket și bătându-mi joc de îndatoririle pe care le aveam la școală, nu era o adevărată bandă de stradă, dar nici inocentă nu era. Odată, pe când jocul nostru de pe jumătate de teren luase sfârșit, iar apusul lăsase loc întunericului, unul dintre șefii grupului ne-a întrebat care dintre noi dorea mai multă distracție, o aventură adevărată. Am spus și eu, desigur, pentru că asta făcuseră toți ceilalți. Însă, pe când conducătorul bandei o lua la sănătoasa în josul străzii, urmat în goană de toți ceilalți, m-am întrebat în sinea mea în ce anume mă băga moare. Câteva minute mai târziu, când am ajuns într-un parc industrial plin cu magazii de răpânate, am început să-mi doresc să nu fi mers acolo. Ne-am furișat în noapte pe lângă una dintre clădiri și am înconjurat-o. Șeful nostru a încetinit pasul și s-a apropiat de ușa uneia dintre rampele de încărcare. Aflase cumva că ușa respectivă nu era închisă bine și că în interior se aflau tot felul de bunuri. O agitație plină de nervozitate a început să plutească printre membrii găștii, când acesta a împins ușa care era închisă doar cu un lanț și un lacăt. Desigur, lanțul era atât de lejer încât între ușă și tocul acesteia s-a ivit imediat o deschizătură destul de largă. "Ce mai așteptăm?" a întrebat cineva. Liderul nostru s-a strecurat în lateral prin deschizătură, iar ceilalți l-au urmat. Niciunul nu știa ce urma să găsim înăuntru, însă eram încredințat că, orice am fi descoperit acolo, lucrurile respective nu erau ale noastre. Știam de asemenea că simplul fapt de a intra acolo, fie doar și numai de dragul aventurii, însemna încălcarea unei proprietăți. Pe lângă implicațiile morale și legale, pe măsură ce cântăream riscurile dintr-un punct de vedere practic, am conștientizat imediat următoarele. Nimic bun nu avea să iasă din asta, însă multe lucruri rele ar fi putut urma.
Nu avea nicio logică, așa că în timp ce băieții din fața mea luau poziție, eu m-am retras rapid în noapte, mi-am croit drum pe după clădire direct în stradă și m-am îndreptat spre casă. Nu am auzit ca incidentul din seara respectivă să se fi soldat vreodată cu o urmare serioasă, însă am luat hotărârea să mă separ pentru totdeauna de respectivul grup de băieți. Mai târziu, ori de câte ori mă îndoiam de decizia luată, îmi aminteam de vărul meu din Boston. Și știam că îmi folosisem creierul pentru a lua cea mai înțeleaptă decizie, precum și pe cea corectă. Vă gândiți probabil că această unică experiență de dezmeticire mi-a fost de ajuns pentru a mă vindeca de dorința atât de arzătoare de a mă integra. Însă am mai avut mult de învățat înainte ca lecția aceasta să mi se imprime în cele din urmă în minte pentru totdeauna. Așa că am adoptat o strategie diferită. Capitolul 6. Îmblânzirea mâniei. În toamna din timpul clasei a noua, am continuat să mă țin departe de băieții implicați în incidentul de încălcare a proprietății de la depozit. Îmi doream însă în continuare să mă integrez într-un grup, așa că mi-am concentrat eforturile mai mult pe partea de modă decât pe cea de jefuire a unor depozite. Adică nimic imoral sau ilegal. O simplă reînnoire a garderobei avea să soluționeze întreaga problemă. Și tocmai de asta nu ezitam ca zi de zi să îi reamintesc în mod constant mamei de intenția mea. Am început prin mici aluzii, dat fiind faptul că ziua mea era în septembrie. Pe urmă am cerut în mod deschis ceea ce îmi doream. În cele din urmă am recurs la a o implora pe mama să-mi cumpere haine noi. Însă mama îmi spunea, Benny, doar pentru că cineva se îmbracă mai bine decât tine, nu este și o persoană mai bună. Însă aceasta era pentru mine doar una dintre nenumăratele ocazii în care logica și înțelepciunea mamei nu se potriveau deloc cu ale mele. Într-o seară, mama a venit de la muncă părând extrem de obosită și având în mână o sacoșă de cumpărături. Știu că ai nevoie de o pereche nouă de pantaloni pentru școală, mi-a spus ea, așa că ți-am cumpărat o pereche. A scos imediat din sacoșă o pereche și mi-a întins. I-am luat, le-am aruncat o privire și am răspuns apăsat. N-am de gând să port așa ceva. Nu sunt modelul care îmi trebuie. Ce vrei să spui? A întrebat mama. Ai nevoie de pantaloni noi. Poți să-i porți pe ăștia. Nu! Am țipat, aruncându-i pantalonii înapoi. Mama i-a împăturit cu calm și i-a așezat ușor pe spătarul unui scaun de bucătărie. Nu pot să-i returnez. Au fost la reducere. Nu-mi pasă. Tonul și apăsarea din vocea mea l-au făcut pe Curtis să năvălească în cameră. N-am să-i port. Nu pe ăștia i-am vrut. Benny, mi-a spus mama cu o voce liniștită. Nu obținem întotdeauna ceea ce vrem. Ba, eu o să obțin. Am țipat plin de furie. Apoi am apucat un ciocan de pe bufet, am ridicat brațul drept și m-am îndreptat direct spre mama. Curtis m-a apucat rapid pe la spate și m-a târât cu sila în cealaltă parte a bucătăriei. În momentul în care s-a interpus între noi, am aruncat o privire peste umărul său, întrezărind șocul și uimirea de pe chipul mamei. Privirea ei și expresia plină de groază de pe fața lui Curtis m-au făcut să încremenesc. Mi-am înmuiat brațele și vocea, am îngânat niște scuze, m-am întors și m-am grăbit spre camera mea. Curtis a rămas în bucătărie și a stat o vreme de vorbă cu mama. Știam că erau amândoi supărați și îngrijorați de intensitatea bruscă a reacției mele. Ca să fiu sincer, eram și eu probabil la fel de șocat și supărat ca și ei, ca să nu mai spun rușinat. Aproape că o lovisem pe mama. Nu venea să cred. Mă consideram întotdeauna un copil liniștit. Nu credeam că mă pot înfuria atât de ușor. Însă au existat câteva momente în care m-am înfuriat atât de tare, încât aproape că mi-am pierdut controlul. Odată un copil a aruncat spre mine o piatră. Mi-a sărit Sandra atât de tare, încât am luat una cu mult mai mare și am aruncat-o direct spre el. I-am spart ochelarii, iar nasul a început să-i sângereze abundent. Într-o altă ocazie, pe când îmi scoteam niște cărți din dulăpiorul de la școală, un copil mi-a închis ușa înainte ca eu să fi terminat de scos cărțile. M-am năpustit asupra lui plin de furie și i-am tras un pumn direct în față,
uitând complet că lacătul se afla încă în mâna mea. Băiatul a avut nevoie de câteva copci în frunte. Am fost trimis în biroul directorului, au chemat-o pe mama la școală și m-am trezit brusc într-o grămadă de necazuri. În ambele ocazii am fost pedepsit, convins fiind însă că nu aveam nicio vină pentru declanșarea furiei mele. Ceilalți băieți fuseseră cei care mă înfuriaseră și meritaseră din plin ceea ce au primit. Cu toate astea, nu credeam că mama meritase o astfel de reacție din partea mea. Am încercat să mă convin că nu dorisem să-i fac cu adevărat vreun rău. Mi-am spus în sinea mea că, indiferent cât aș fi fost de frustrat din pricina hainelor, va trebui să mă stăpânesc, iar așa ceva nu se va mai repeta vreodată. Nu după multă vreme, am abordat-o pe mama cu un plan de compromis. Poate că totuși ar fi putut să-mi cumpere măcar o cămașă din aceea tricotată italiană și nimic mai mult. De îndată ce am întrebat-o, fața ei s-a umplut de dezamăgire. Mi-a spus că dorea să fiu acel tip de persoană care este prea inteligentă pentru a se lăsa prinsă de toate curentele astea noi din modă. Era de părere că ar trebui să-mi folosesc capul și nu să mă iau după alții care alegeau să nu-l folosească pe al lor. La puțin timp după asta, mama a făcut o înțelegere cu mine. Avea să aducă acasă toți banii pe care urma să-i câștige în săptămâna următoare și avea să-mi dea mie. Puteam să am în grijă tot bugetul familiei, să cumpăr alimente, să plătesc facturile și să mă ocup de toate cele necesare. Apoi tot restul de bani care îmi rămânea era al meu. Puteam să-i cheltuiesc pe cămăși tricotate italiene sau pe orice altceva doream. Prea bine, de-abia așteptam să încep. Dacă aveam să fac o treabă suficient de bună, poate că mama avea să fie atât de impresionată încât să mă lase pe mine, ca pe viitor, să mă ocup de bugetul familiei. Oare ce culoare să aibă cămașa din prima săptămână? Ei bine, nici nu mi-a trebuit prea mult pentru a rămâne fără niciun ban. Și asta acum mult înainte de a cumpăra toate alimentele necesare și de a plăti facturile. Am ajuns rapid la concluzia că mama trebuie să fi fost un geniu al finanțelor dacă reușea să ne pună mâncare pe masă și pe deasupra să ne asigure îmbrăcămintea necesară. Mi-am dat seama că îi cerusem să-mi cumpere o cămașă de $75 când ea câștiga în cea mai mare parte a timpului doar $100 pe săptămână, muncind între 15 și 18 ore pe zi la curățatul podelelor și toaletelor altora. Mi-a fost atât de rușine de mine însumi, încât am decis ca niciodată de atunci înainte să nu mai permit ca alții să-mi distrugă valorile. Am pus din nou educația pe primul loc între prioritățile mele. În loc să-mi pierd vremea cu prietenii după școală, mă îndreptam direct spre casă pentru a învăța și astfel notele mele s-au transformat din nou în 9 și 10. Câțiva dintre prietenii mei au remarcat noul meu obiectiv și au început să râdă, numindu-mă Tocilar sau Point Dexter, porecla mea favorită, care era numele unui micuț ciudat și sclipitor personaj de desene animate, renumite la momentul respectiv. Însă, de obicei, reușeam să le închid gura asupritorilor mei cu o simplă provocare. Așteptați doar să vedem ce o să facă fiecare dintre noi peste 20 de ani. Îmi foloseam din nou creierul și nu aveam nici cea mai mică îndoială că asta mă va duce departe. Mesajul mamei își atinsese în sfârșit ținta. Acum că mă aflam din nou pe drumul bun, viața apărea să-mi surâdă din nou. Aveam totul sub control, sau cel puțin asta credeam eu. Însă problema furiei mele rămăsese încă nerezolvată. Trebuia să o înfrunt și am făcut asta într-o zi cu totul nefastă, care aproape că mi-a dat peste cap tot viitorul și care, de fapt, mi-a și schimbat viața pentru totdeauna. Îmi petreceam timpul într-o după-amiază alături de prietenul meu Bob, ascultând muzică la radioul său cu tranzistor, când, din nu știu ce motiv, acesta a hotărât să schimbe postul fix în mijlocul unei melodii. "Hei!" am protestat eu de îndată, răsucind butonul înapoi. Bob m-a privit lung și a schimbat postul înapoi. Nu știu de ce și nici de unde a izbucnit, însă m-am simțit dintr-o dată copleșit de o avalanșă de furie care m-a făcut să-mi pierd controlul cu totul. Fără nici cea mai mică ezitare, am scos din buzunar un briceag. L-am desfăcut și m-am avântat spre Bob.
Vârful briceagului s-a lovit de catarama metalică a curelei lui Bab cu o asemenea forță că pentru o clipă teribilă am fost sigur că îl rănise mortal. Dar când a rămas înmărmurit în picioare înaintea mea, m-am uitat după rană. În momentul acela am observat că lama briceagului zăcea la picioarele sale după ce se rupsese în cataramă. Am privit apoi spre restul briceagului care îmi rămăsese în mâna încleștată încă, oripilat de gândul la ceea ce aproape că se întâmplase. Un centimetru mai la stânga sau mai la dreapta și aș fi despicat efectiv abdomenul lui Bab. Ar fi putut să zacă deja într-o baltă de sânge la picioarele mele. Aș fi putut fi arestat pentru atac cu o armă letală sau chiar pentru crimă și mi-aș fi petrecut restul anilor adolescenței într-o instituție de detenție pentru minori. Abia dacă am reușit să bâlbâi. Îmi pare rău. Apoi am lăsat să-mi cadă briceagul și am fugit spre casă. Acolo, singur, m-am încuiat în baie și m-am prăbușit pe podea. Am încercat să-mi ucid prietenul. Cred că sunt nebun. Numai un nebun și-ar fi ucis prietenul. Scena se derula la nesfârșit în mintea mea. Briceagul, lama ruptă, fața uimită și cuprinsă de groaza lui Bab. Am rămas acolo ore în șir, cu broboane de transpirație și roindu-mi pe spate, străpuns de o durere ascuțită în stomac și de o suferință și un dezgust profund față de propria persoană. Mă gândeam necontenit. Am nevoie de ajutor. Nu știu ce să fac. Ceva nu-i în regulă cu mine. Am nevoie de ajutor. Nu știu ce să fac. Nu știu cât a durat și nici de ce, până când mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, m-am rugat, trebuie să mă ajuți. Te rog, schimbă-mi firea asta. Nu o să-mi împlinesc niciodată visul de a deveni doctor dacă voi continua să am astfel de probleme cu firea mea. Doamne, am insistat, ai promis în Biblie că dacă voi cere orice cu credință, Tu mă vei asculta. Cred că Tu mă poți schimba. Tu poți să îndepărtezi mânia asta din inima mea. Am înșfăcat Biblia mamei și am deschis-o tocmai la cartea Proverbe. Spre surprinderea mea, am citit verset după verset despre mânie și despre cum oamenii mânioși nu au parte decât de necazuri. Un verset pe care l-am citit din nou și din nou a fost cel din Proverbe 16, versetul 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Părea că Dumnezeu îmi vorbește în mod personal. După ce am citit și m-am rugat o vreme, m-am oprit din plâns, iar mâinile au încetat să mai tremure. Am fost cuprins de un copleșitor sentiment de pace. Am stat în baie mai bine de 3 ore. Când am ieșit de acolo, știam că Dumnezeu îmi schimbase inima. Chiar dacă devenisem creștin și fusesem botezat pe când aveam 8 ani, aceasta a fost prima dată când mi-am dat seama cu adevărat de faptul că aveam nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. După ziua aceea petrecută în baie, credința mea a devenit mai personală și mai profundă. Am început să citesc Biblia și să mă rog în fiecare zi. Din ziua respectivă am început să cred cu adevărat că, datorită puterii, prezenței și ajutorului Său în viața mea și folosind cea mai mare și unica resursă pe care El mi-a dat-o, la fel ca oricărei alte persoane, în momentul în care m-a creat, puteam să fac alegeri mai înțelepte și să-i cer ajutorul în privința stăpânirii mâniei mele. Din moment ce aveam într-adevăr un creier și dacă alegeam să-l și folosesc, puteam să fac mult mai mult pentru a influența potențialul, direcția și în cele din urmă realizările din viața mea, decât ar fi făcut-o genetica, mediul, statutul meu financiar sau chiar și cele mai profunde și mai dăunătoare aspecte ale ADN-ului meu emoțional. N-am mai avut vreodată probleme cu stăpânirea firii mele. O altă experiență care m-a marcat profund în clasa a 10-a mi-a întărit și mai mult în minte importanța acestei perspective noi. Totul a început într-o zi cu totul obișnuită, cu o scenă mai mult decât obișnuită la liceul Southwestern din Detroit.
Fascinația mea timpurie față de știință, pe care o nutream încă din gimnaziu datorită domnului Jack, avusese o mare influență asupra performanțelor mele de lectură începând de atunci încolo. Adoram pur și simplu orice ținea de biologie și îl iubeam și îl respectam pe profesorul meu de biologie din clasa a 10-a. Curtis fusese asistentul său de laborator cu 2 ani în urmă, așa că îl cunoscusem pe domnul McCutter încă dinainte de a ajunge profesor la clasa mea. Un bărbat alb de vârstă mijlocie, corpulent, cu o înălțime de aproximativ 1,75 m, ce purta niște ochelari demodați cu ramă groasă și cu început de chelie, domnul McCutter nu era tocmai cel mai mișto profesor de la Southwestern. Aspectul său fizic nu era deloc impunător și nici impresionant. Se prea poate ca asta să fi fost parte din problema care s-a iscat în ziua aceea în laboratorul de biologie. Ne aflam undeva la mijlocul unui capitol despre regenerare. Ora de laborator din ziua respectivă avea să ilustreze personal aceasta cu ajutorul unui experiment pe o specie de viermi lați numiți planaria. Domnul McCutter ne-a explicat că urma să lucrăm în perechi la mesele noastre de laborator și că vom tăia fiecare vierme planaria în 3 sau 4 segmente, moment în care îndrumările sale au fost întrerupte brusc de o avalanșă de iac, bleac, ce scârbos și tot felul de bolboroseli în întreaga încăpere. După ce a continuat prin a ne spune că toate bucățile vor rămâne vii și se vor mișca, corul a continuat pe un ton crescendo. Când a ridicat glasul pentru a ne spune că, datorită acestui proces de înmulțire sexuală, fiecare segment pe care îl veți tăia din viermele original va crește și se va regenera, nu a mai reușit să adauge nimic, agitația iscată transformându-se într-un haos de cârcoteli, gălăgie și plesnituri peste frunte. Domnul McCutter a fost nevoit să se oprească. Încetați odată și fiți atenți! Elevii pe care îi privea drept în ochi se opreau, însă altcineva din cealaltă parte a clasei își plesnea vecinul peste cap. De îndată ce profesorul își îndrepta atenția într-acolo, un alt elev lansa un avion de hârtie spre tavanul clasei. Lucrurile o luaseră razna. Domnul McCutter a fost atât de confuz și de frustrat încât i-a poruncit celui mai gălăgios dintre toți să iasă pe hol. Lucrul acesta nu a fost însă de prea mare ajutor. Problemele disciplinare nu ne-au mai permis să efectuăm experimentul în ziua respectivă, însă puținul pe care ajunsesem să-l aflu despre ceea ce urma să facem cu planaria m-a pus pe jar suficient de mult încât la finalul zilei să mă opresc la domnul McCutter în laboratorul de biologie. L-am întrebat cum trebuia să se termine experimentul. A fost atât de mișcat de faptul că eram interesat încât a scos un microscop și am continuat experimentul chiar în momentul acela. Părea de-a dreptul încântat, poate chiar recunoscător pentru șansa de a-și putea duce la bun sfârșit ora de laborator planificată, fie și cu un singur elev. Am avut parte astfel de o lecție personalizată cu explicații detaliate și răspunsuri la toate întrebările. Am revenit în fiecare zi în laborator pentru a urmări dezvoltarea viermilor. Într-una dintre după-amiezile respective, domnul McCutter m-a întrebat dacă nu aș dori să devin asistentul său de laborator, așa cum fusese și Curtis. Cu siguranță că da. După aceea m-am ocupat de aranjarea laboratorului pentru fiecare lecție de biologie. Cu această ocazie am învățat tehnicile și procedurile de bază dintr-un laborator. Într-una din primele zile de când aveam această însărcinare, domnul McCutter și cu mine am pregătit un experiment care să demonstreze viteza și eficiența cu care plantele absorb substanțele nutritive necesare creșterii. Am așezat o plantă în apă cu material radioactiv și am lăsat-o așa peste noapte. Ziua următoare am așezat-o pe o bucată de film radiosensibil și am urmărit developarea filmului pentru a vedea cât de mult a pătruns materialul radioactiv prin nervurile plantei. Am început astfel nu doar să pregătesc laboratorul pentru alți elevi, ci și să fac propriile experimente. Mai târziu am folosit experimentul cu materialul radioactiv
într-un proiect din cadrul unui târg național de știință. Domnul McCutter a devenit atât de interesat de mine încât a început în scurtă vreme să-mi sugereze experimente noi, rămânând adeseori după program pentru a mă ajuta cu acestea. Într-o după-amiază, domnul McCutter mi-a spus: trebuie să plec, dar vreau ca tu să rămâi și să termin experimentul. După o scurtă pauză a adăugat: ești un tânăr demn de încredere, Ben. Uite! Și mi-a înmânat un set de chei de la laboratorul de biologie. Încuie când termin și ne vedem mâine. Mi-a permis să păstrez cheile acelea până la absolvire, lucru care mi-a deschis de asemenea ușa în fața unei alte experiențe memorabile în anul următor. O poveste pe care o veți afla puțin mai târziu. Între timp, experiența încurajatoare pe care am avut-o cu domnul McCutter m-a ajutat să conștientizez destul de rapid faptul că, deși frecventam o școală relativ slabă, aveam totuși capacitatea de a lua inițiativă, de a-mi folosi creierul și de a obține o educație decentă. Nu trebuia decât să mă întreb: de ce merg la școală? Mă aflu aici doar pentru a asista la toate scandalurile? Sau voi face tot ce-mi stă în putință pentru a schimba situația? Răspunsurile la întrebările acestea păreau destul de evidente. Folosind aceeași strategie care funcționase atât de bine la orele de biologie, am apelat și la profesorii de la alte materii, studii sociale, engleză, matematică, întrebându-i ce anume intenționau să predea în ziua respectivă. Îmi acordau cu bucurie suficientă atenție și încurajare și astfel am reușit să-mi formez o bază educațională solidă la Southwestern. Înainte de sfârșitul clasei a 10-a, domnul McCutter mi-a făcut cunoștință cu profesorul de chimie din anul următor. M-a recomandat cu atâta insistență colegului său, încât în clasa a 11-a am lucrat ca asistent de laborator atât la biologie cât și la chimie. Tot la sfârșitul anului respectiv, domnul McCutter mi-a făcut cunoștință și cu profesorul de fizică. Iar în ultimul an de liceu am lucrat ca asistent la toate cele trei laboratoare de știință de la Southwestern. De-a lungul acestui parcurs, domnul McCutter a devenit un mentor important pentru mine, dar și un bun prieten, la fel ca și alți profesori ai aceleiași școli, care au fost mai mult decât bucuroși să își împărtășească timpul, experiența și înțelepciunea de viață cu un elev dispus și dornic să-și folosească propriul creier pentru a învăța tot ce-i stătea în putință. Capitolul 7. Mai multe oportunități. Clasa a 10-a s-a dovedit a fi pentru mine una dintre cele mai semnificative perioade din viața mea de tânăr. Un an de cotitură din mai multe puncte de vedere. Mi-am restabilit obiectivele pe termen lung și am încercat să nu permit ca opiniile colegilor mei să mă distragă. Îmi înfruntasem problemele legate de mânie și reușisem să produc o schimbare totală a notelor mele din primul an de liceu, aflate cu puțin deasupra liniei de plutire, note care s-au transformat în premiu de onoare până la finalul clasei a 10-a. Tot în anul acela a avut loc un alt eveniment important, eveniment care a ajutat la modelarea perioadei rămase din anii de liceu. Cu toate că aveam tot mai mulți prieteni și mă integrasem în diferite grupuri, uram încă faptul că mă simțeam tipul acela nătărău îmbrăcat în haine complet demodate. Fratele meu, Curtis, făcuse parte din ROTC, încă de la începutul clasei a 10-a, și în ultimul an dobândise titlul de capitan, ocupând postul de comandant de companie al școlii noastre. Știam, deci, că a fi în ROTC presupunea extrem de multă muncă. Mă gândeam însă că, dacă a reușit Curtis, cu siguranță voi reuși și eu, iar uniforma avea să facă să merite totul. Astfel se explică faptul că prima dată când l-am văzut pe capitanul Sherper, ofițerul cadet cu cel mai înalt grad din cadrul școlii de antrenament pentru ofițeri în rezervă, ROTC, cu felul său de a mărșălui plin de autoritate pe holurile școlii și purtând o uniformă impecabilă, cu un mănunchi de 3 diamante pe fiecare dintre cei 2 epoleți, cu șnururi atârnându-i pe umeri și cu mai multe rânduri de pangliș colorate, ce semnificau fiecare câte o distincție sau realizare diferită, prima mea reacție a fost: wow, ce uniformă grozavă! Dacă aș reuși să ajung la gradul de colonel, aș putea purta o uniformă exact la fel.
ceea ce ar da pe spate toate fetele și ar face invidioși pe toți cei de la Southwestern. Aflat în cel de-al doilea semestru al clasei a 10-a, uniforma de soldat cu care începusem mi-a oferit trecere liberă din partea poliției modei. Și în scurtă vreme am descoperit că ajunsese să-mi facă plăcere absolut orice avea legătură cu ROTC, exercițiile de instrucție, cele de tras la țintă, asamblarea și dezasamblarea armelor și chiar și orele de curs, unde învățam tehnici și strategie militară. Cel mai greu lucru a fost să mă obișnuiesc cu trezirea în fiecare dimineață la ora 5, pentru a reuși să mă îmbrac, să iau micul dejun, să-mi împachetez prânzul, să prind autobuzul și să mă prezint la școală pentru instrucție la ora 6:30. Toate astea într-o uniformă impecabil, călcată, cu pantofii lustruiți și cu nasturii uniformei strălucind perfect. Însă, la finalul primului meu semestru în cadrul ROTC, pe când treceam în clasa a 11-a, performanțele mele au fost răsplătite cu o promovare surpriză. Nu de la soldat la fruntaș și nici măcar la caporal, ci direct la sergent. După câteva săptămâni de la începerea clasei a 11-a, am fost promovat plutonier. În momentul acela, instructorul unității noastre mi-a înaintat o provocare. Mi-a spus că dacă mă voi ocupa de seria a doua de elevi ai ROTC, o adunătură extrem de gălăgioasă, necooperantă și exasperantă, și îi voi aduce pe făgașul cel bun, mă va avansa la gradul de sublocotenent până la sfârșitul primului semestru. Curând am descoperit că băieții aceia obraznici reacționau și îmi acordau atenția lor în momentele în care făceam apel la mândria lor. Le-am spus că dacă vor fi ascultători și suficient de sârguincioși, eram încredințat că aveau să devină cea mai bună clasă din școală până la sfârșitul semestrului. Am făcut multă instrucție cu ei și am insistat asupra lecțiilor de tragere. S-au pus pe treabă și au obținut rezultate mai bune decât celelalte clase în semestrul respectiv, iar eu mi-am primit avansarea promisă. În noua mea calitate de sublocotenent, am avut oportunitatea de a susține examenul pentru obținerea gradului de locotenent-colonel. Materialul de studiu pentru examen era extrem de bogat, însă era cuprins în întregime într-o singură carte, iar eu învățam cel mai ușor atunci când citeam cărți. Nota mare pe care am luat-o mi-a permis să obțin un interviu cu Consiliul Director Zonal al ROTC, precum și o nouă avansare la gradul de locotenent-colonel. Directorul școlii ROTC, sergentul Hunt, a fost de-a dreptul încântat, dat fiind faptul că succesul meu îl punea într-o lumină extrem de bună. Era un tip dinamic, aproape de 30 de ani și cu propriile aspirații la o carieră. El m-a încurajat să mă dedic într-o măsură chiar și mai mare școlii ROTC. Până pe la mijlocul clasei a 12-a, ajunsesem să coordonez toate programele ROTC din sistemul de învățământ public din Detroit. Această poziție mi-a oferit șansa de a-l cunoaște pe generalul William Westmoreland, care condusese toate forțele americane din Vietnam înainte de a fi avansat în funcția de șef al statului major al armatei în cadrul Pentagonului din Washington, D.C. De asemenea, am reprezentat departamentul junior ROTC în cadrul unui dineu pentru câștigătorii Congressional Medal of Honor. Am mărșăluit în fruntea paradei cu ocazia zilei memoriale a Detroitului în calitate de conducător al unui contingent ROTC și mi s-a oferit o bursă completă la West Point. Pe scurt, formarea mea în cadrul ROTC mi-a oferit șansa de a-mi dezvolta creierul în noi și noi moduri, sporindu-mi motivația, aptitudinile legate de relațiile cu publicul, precum și pe cele de leadership. Toate aceste aptitudini aveau să-mi fie de un real folos în procesul de înscriere la colegiu. ROTC a fost doar una dintre numeroasele activități din timpul liceului, iar sergentul Hunt nu a fost decât al doilea dintr-o serie de 4 mentori importanți pe care i-am avut în timpul anilor petrecuți la Southwestern. Primul dintre profesorii mei de liceu care mi-a recunoscut potențialul și care m-a încurajat să mi-l ating a fost profesoara de engleză din clasa a 9-a, domnișoara Schoenberger. Dat fiind că tocmai absolvise facultatea, sau poate pentru că nu era cu mult mai în vârstă decât mine, m-a avertizat să fiu atent la persoanele cu care îmi petrec timpul. Nu dorea ca vreunul dintre colegii mei să constituie o piedică pe drumul meu către succes.
Încrederea pe care o avea în mine mi-a alimentat respectul de sine într-o perioadă în care mă luptam din răsputeri să aflu unde, cu cine și în ce fel aveam să mă integrez în noua mea școală. Începusem clasa a noua, nu doar cu o nedorită reputație de tocilar și cu o jenă privind statutul meu financiar, ci eram totodată un copil mărunțel care trăia cu îngrijorarea că cei 155 de centimetri slăbănoci ai lui s-ar putea să-l țină departe de o viață normală de licean. Prin urmare, faptul că fusesem băgat în seamă de cineva ca domnișoara Schoenberger a constituit un adevărat impuls pentru ego-ul meu. Toți băieții o plăceau. Era o brunetă cu o siluetă sculpturală, o persoană care atrăgea inevitabil toate privirile. Extrem de elegantă și de o frumusețe clasică. Jumătate dintre elevii săi de gen masculin salivau la propriu după ea și, colac peste pupăză, conducea un GTO decapotabil, adică tot ceea ce putea fi mai mișto la vremea respectivă. Bineînțeles, doream să mă ridic la nivelul încrederii pe care o avea în mine, însă dorința mea disperată de a mă integra într-o gașcă, orice gașcă, s-a intensificat tot mai mult în primul an de liceu. Când notele mele au început să scadă, ochii domnișoarei Schoenberger trădau un sentiment de preocupare și de dezamăgire, ori de câte ori îmi dădea înapoi câte o lucrare corectată. Până la sfârșitul clasei a noua și de-a lungul unei bune părți a primului semestru din clasa a zecea, am evitat orice contact personal cu ea. Îi evitam chiar și privirea dacă ne intersectam cumva pe hol. După schimbarea mea din clasa a zecea, după ce mi-am găsit un cerc mai bun de prieteni și după începerea programului prelungit de laborator cu domnul McCutter, am căutat-o din nou pe domnișoara Schoenberger, devenită între timp doamna Miller prin căsătorie, pentru instruire și comunicare adițională. Uneori discutam despre lecturile obligatorii din clasa a zecea sau îmi recomanda cărți înrudite despre care credea că aveau să-mi facă plăcere și că îmi vor lărgi perspectiva. S-a arătat cu adevărat încântată de noul meu interes față de școală și de faptul că luam note din ce în ce mai mari. Am asigurat-o că mi-a lăsesem un grup mai bun de prieteni, însă asta nu a împiedicat-o să mă ducă acasă cu mașina în câteva ocazii. Simțeam că făcea asta pentru a mă feri de personajele sau situațiile neplăcute pe care le-aș fi putut întâmpina în autobuzul sau pe străzile care mă duceau spre casă după școală. Protecția sa excesivă nu m-a deranjat câtuși de puțin. La urma urmei, cine nu și-ar fi dorit să meargă acasă cu GTO-ul acela decapotabil? Poate că cel mai durabil impact pe care profesoara mea favorită de engleză din liceu l-a avut asupra vieții mele s-a petrecut în momentul în care mi-a propus să mă implic într-o competiție de prezentări publice. Mi-a spus că lucrul acesta îmi va dezvolta valoroase aptitudini de comunicare pentru atunci când aveam să devin medic sau orice altceva aș fi dorit să fac în viață. Habar nu aveam ce însemna o prezentare publică, însă doamna Miller mi-a explicat că era o activitate extrașcolară oferită elevilor de liceu de către sistemul public de învățământ din Detroit. Competiția presupunea susținerea unor discursuri sau prezentări orale, cum ar fi lecturi dramatice sau recitări de proză și de poezie. Participanții urmau să aibă parte de o pregătire specială pentru ca mai apoi să concureze cu alți elevi din aceeași categorie. Membrii unui juriu aveau să noteze fiecare prezentare și să ofere un feedback. Părea să implice o muncă imensă, însă doamna Miller a fost atât de neclintită cu privire la valoarea competiției, încât am căzut de acord să mă înscriu și eu la concursul următor. Primele mele așteptări au fost destul de nedefinite, iar situația m-a copleșit imediat. Participanții proveneau de la școli de renume din Detroit și mulți dintre acești adolescenți reușeau să se exprime mai bine decât majoritatea adulților pe care îi cunoșteam. În mintea mea a izvorât imediat un gând. Iată ceva ce mi-ar plăcea să fiu în stare să fac. Am decis pe loc să mă înscriu la competiția de prezentări publice. Și deoarece aveam nevoie de un profesor care să mă recomande și să mă sponsorizeze, doamna Miller a fost mai mult decât fericită să facă lucrul acesta. În fiecare săptămână, după amiază sau seara, am participat la o pregătire specială cu profesori care se ocupau în mod direct de elevii înscriși la concurs.
însă doamna Miller m-a pregătit în tot restul anilor de liceu. Asculta și critica prezentările mele, sugerându-mi în același timp diferite materiale pe care le-aș fi putut considera valoroase pentru competiție. În general, mă axam pe categoria dedicată prozei. De exemplu, citeam și recitam fragmente semnificative din cartea lui Ralph Ellison, Omul invizibil, și de asemenea câte ceva din Shakespeare. Partea mea preferată din întreaga competiție era cea de discurs improvizat, în cadrul căreia primeam un subiect și 30 de minute pentru a-mi organiza și formula ideile. Apoi trebuia să susțin un discurs informativ sau persuasiv de 7 minute pe marginea subiectului respectiv. Obișnuiam să exersez acasă în fața unei oglinzi, alegându-mi un subiect oarecare și încercând să vorbesc în mod coerent despre acesta timp de 10 minute. Mi-am dezvoltat astfel o încredere și un sentiment de lejeritate în fața publicului, care mi-au fost de un real folos ori de câte ori am fost nevoit să mă adresez unei mulțimi. Pe lângă competițiile de prezentări publice, munca de laborator și reotece, am cântat de asemenea în fanfara și orchestra școlii și am luat parte la concursurile din cadrul clubului de șah. Cea mai mare parte a vieții mele sociale era constituită din aceste activități extrașcolare. Faptul că am învățat cum să-mi organizez programul m-a învățat de asemenea cum să-mi stabilesc și prioritățile și cum să-mi compartimentez viața, fiind obligat să mă concentrez imediat asupra unui lucru sau activități care îmi necesită atenția. Totuși, deoarece cea mai mare prioritate a mea era învățătura, am continuat să-mi petrec fiecare minut citind și adunând cunoștințe cu privire la absolut orice subiect mă interesa. Pot spune cu mâna pe inimă că am petrecut cea mai mare parte a timpului din liceu cu nasul în cărți. În toamna în care am început clasa 11-a, Curtis s-a înscris la Universitatea Michigan, în apropiere de casă, la Ann Arbor. Așa că mama și cu mine am rămas singuri acasă. Și din moment ce ea ajungea rare ori acasă înainte de lăsarea nopții, îmi pregăteam singur câte două mese pe zi. După masă, când îmi terminam toate temele pentru la școală și dacă nu era prea târziu, luam autobuzul și parcurgeam aproape 13 km până la Universitatea Wayne State. Mergeam la bibliotecă să studiez și luam o scurtă pauză pentru a-mi savura pachetul cu cina undeva în campus înainte de a mai citi câte ceva. Asta până cândva, între orele 21 și 22, când trebuia să iau autobuzul înapoi spre casă. Încercam întotdeauna să ajung înaintea mamei ca să mai prindem câteva minute de conversație înainte de culcare. După câteva ore de somn, mă dădeam jos din pat la ora 5 pentru reotece, iar apoi îmi reluam rutina obișnuită. Pe lângă accesul gratuit la bibliotecă, Universitatea Wayne State mi-a oferit și o pregustare a vieții de student. Contactul personal și conversațiile cu studenții mai în vârstă din campus, precum și faptul că mă înălțasem cu vreo 30 de centimetri față de cât fusesem în clasa a noua, îmi dădeau impresia că mă integram deja de minune pe scena universitară. Eram încredințat că nu voi avea nicio problemă de acomodare cu viața de student odată ajuns în această postură. Un alt lucru care m-a atras la Universitatea Wayne State a fost proximitatea instituției față de câteva dintre locurile mele favorite din centrul orașului. Institutul de Arte din Detroit, Muzeul de Artă Contemporană din Detroit, Muzeul de Istorie din Detroit și filiala principală a Bibliotecii Publice din Detroit. Cred că cel mai mult timp l-am petrecut la Institutul de Arte, fiind motivat să fac asta de către una dintre emisiunile mele de televiziune preferate, General Electric College Bowl, concurs televizat de cunoștințe generale. În fiecare săptămână deschideam televizorul și urmăream echipe de studenți absolut geniali, care reprezentau școli și universități din întreaga America și care se întreceau într-un concurs televizat de excelență academică. De-a lungul anilor am participat din fața ecranului alături de concurenți și visam ca, odată ajuns student, să ajung și eu la programul acesta. Reușeam de multe ori să răspund corect la întrebările pe care moderatorul concursului le punea, întrebări din istorie, știință, literatură și matematică, însă existau două categorii prezente în mod obișnuit în concurs la care mă descurcam foarte greu, arta și muzica clasică.
Așa că, de îndată ce mi-am dat seama că Institutul de Arte și Muzeul de Artă Contemporană se aflau la doar câțiva pași de campusul Wayne State, am decis să umplu acest gol din educația mea, cercetând adeseori vitrinele cu exponate de artă, familiarizându-mă cu artiștii renumiți și cu poveștile din spatele acestora, cu diferitele stiluri artistice, precum și cu lucrările cele mai reprezentative și renumite. Am ajuns destul de repede să apreciez și să îndrăgesc arta, însă cel mai mult am ajuns să iubesc muzica clasică. Am aflat că puteam să împrumut o mulțime de înregistrări cu muzică clasică de la bibliotecile publice sau universitare. Acestea, alături de posturile de radio cu muzică clasică din Detroit, mi-au oferit muzică de fond pentru multele ore de lectură și studiu, încât am ajuns în cele din urmă să recunosc nu doar lucrările și compozitorii, ci chiar și unii dirijori și orchestrele care interpretau o anumită piesă. Colegii mei au găsit în gusturile mele muzicale dovada supremă a faptului că eram complet dus cu pluta. Cum altfel și-ar fi putut explica existența unui puști afro-american care străbătea trotuarele orașului, ascultând Beethoven și Mozart la radioul său cu tranzistor, tocmai în acel moment al istoriei în care întreaga lume a popului fusese luată cu asalt de acordurile Motown. Dar nici că-mi păsa. Visam în continuare că la un moment dat cunoștințele mele legate de muzica clasică și toate alea aveau să aducă victoria pentru școala mea la marele campionat din cadrul General Electric College Bowl. La momentul respectiv, nici nu mi-aș fi putut imagina modul în care cunoștințele mele de muzică clasică îmi vor influența direcția în viață și viitorul meu ca neurochirurg. Mai multe despre asta ceva mai târziu. Într-o zi, aproape de finalul clasei a 11-a, mă plimbam pe un hall aflat în aripa de științe a Universității Wayne State, când am observat un afiș cu un anunț. Se căuta un asistent de laborator de biologie. Făceam deja asta la școală după ore, însă a face lucrul acesta într-o universitate suna mult mai tentant. Hei, mi-am spus, o normă întreagă plătită sună la fel de bine. Deși mi-am închipuit că nu prea aveam șanse, am intrat totuși în biroul indicat pe afiș, gândindu-mă că cel mai rău lucru care s-ar fi putut întâmpla era ca vreo persoană să-mi râdă în nas și să-mi spună, fugi de aici, puștule. Însă, în loc să mă desconsidere, după o primă privire, profesorul de biologie care lipise anunțul m-a invitat în biroul său și a început să-mi pună numeroase întrebări despre tehnicile de bază folosite într-un laborator. M-a întrebat ce știu despre autoclavele folosite pentru sterilizarea instrumentelor. M-a întrebat despre ultrasunete și modul în care acestea ucid bacteriile. Răspunsurile mele păreau să-i fie pe plac. Când în cele din urmă i-am spus că sunt elev la liceul Southwestern, a fost surprins, dar și impresionat. După asta, obținerea slujbei a apărut o floare la ureche. Deoarece mi-am folosit creierul și mi-am asumat riscul de a mă face de rușine, am terminat prin a fi plătit cu normă întreagă pe post de asistent de laborator într-un departament de biologie universitar, înainte chiar de a absolvi liceul. Capitolul 8. Alegerea cea mai înțeleaptă. Când am început pentru prima oară să cânt în fanfara școlii primare, am cântat la clarinet, deoarece și Curtis cântase tot la clarinet. Asta însemna că mama nu era nevoită să cumpere un alt instrument. Când fratele meu a trecut la gimnaziu și nu a mai putut împărți instrumentul, am început să cânt la cornet, lucru ce mi-a făcut o și mai mare plăcere. Însă dirijorul fanfarei, domnul Dacchies, m-a convins destul de curând să încerc baritonul. Ca să mă convingă, nu a fost nevoie decât ca într-o zi după școală să-mi spună: de ce nu vrei să cânți la bariton, Ben? Cred că te-ai descurcat de minune cu el. Când am aflat că școala avea un astfel de instrument, deci nu trebuia să-mi cumpăr eu unul, mi-am zis, de ce nu? N-aveam nimic de pierdut. Domnul Dacchies era un om dinamic, îndesat, ce nu măsura mai mult de vreun metru și jumătate și doar al doilea profesor afro-american pe care îl avusesem până atunci. Primul fusese la școala parohială din Boston în clasele a treia și a patra. Era un bărbat negricios cu o mustață deschisă la culoare, ale cărui piept și brațe pline de mușchi lăsau impresia unui halterofil bine lucrat. Cu toate astea, mai mult decât statura fizică, forța personalității sale era cea care îi dădea acel aer puternic de autoritate.
N-am știut niciodată de ce a fost de părere că ar trebui să schimb instrumentul, însă a avut dreptate. M-am îndrăgostit instantaneu de bariton. Uneori eram frustrat de faptul că nu reușeam să cânt la fel de bine ca la cornet. Însă domnul Dachis îmi zâmbea și îi spunea: o să-i dai tu de capăt. Ești atât de aproape, continuă să exersezi. Încurajările lui și progresul meu la acest nou instrument mi-au crescut atât încrederea în propria persoană, cât și nivelul performanței mele. Mi se părea că nu există un dirijor mai bun ca el în întreaga lume. Programul de fanfară de la Southwestern era, în cel mai bun caz, unul mediocru în momentul în care a fost preluat de domnul Dachis, pe când eram în clasa a 10-a. Nu-mi pasă ce spuneți sau ce ați fost în trecut, ne-a spus el. Veți fi cea mai bună fanfară de liceu din întregul Detroit, cea mai bună din Michigan, poate cea mai bună din America. Nu-mi pot explica, însă ceva din modul în care ne-a spus lucrurile acestea m-a făcut să cred că putem deveni cei mai buni dacă avem să ascultăm de el și să muncim suficient de mult. A început apoi să ne stimuleze, să ne împingă și să ne încurajeze spre perfecțiune. Aici a fost unul dintre locurile în care am învățat câteva dintre abilitățile de leadership de care m-am folosit la ROTC. Domnul Dachis își cunoștea bine treaba. Își obținuse extraordinară educație muzicală la Universitatea din Michigan, unde acest impuls pentru excelență și precizie îi fusese inoculat pe când făcea parte din incomparabila fanfară a universității. Nu toată lumea îl aprecia și îl respecta atât de mult ca mine. Într-o zi, după ce repetasem de nenumărate ori aceeași piesă, unul dintre prietenii mei a șușotit: omul ăsta ne tratează ca pe niște sclavi. Un altul cu o trompetă a adăugat: da, oare nu știe că Lincoln a abolit sclavia? Cu o altă ocazie, după ce repetasem o piesă de rutină aproape o veșnicie, un alt membru al fanfarei a ridicat vocea și a spus: de data asta am nimerit-o destul de bine, nu-i așa? Domnul Dachis s-a răsucit pe călcâie și și-a ațintit interlocutorul cu privirea. Vinovatul a lăsat brusc privirea și capul în pământ atât de repede că mi-a lăsat impresia unei broaște țestoase ce se retrage în carapace. Destul de bine nu înseamnă perfect, a decretat domnul Dachis în fața întregii fanfare. Încă o dată de la început. Pe mine nu era nevoie să mă convingă sau să mă ademenească la fel de mult ca pe ceilalți, probabil pentru că voiam din toată inima să-i fiu pe plac și luam orice sugestie de-a lui ca pe un ordin. Cea mai mare încurajare din partea lui a venit atunci când mi-a dat de înțeles că aveam talent muzical și că se aștepta ca eu să investesc tot efortul pe care îl merita potențialul meu. Excelența pe care o aștepta de la mine era un lucru pe care l-aștepta de asemenea și de la propria persoană. Și-a continuat astfel educația până la obținerea titlului de doctor, devenind doctor Dachis. Ori de câte ori aveam puțin timp liber pe parcursul unei zile, obișnuiam să-l petrec repetând de unul singur în sala de fanfară sau stând la taifas cu domnul Dachis. Doream întotdeauna să știe cum mă descurcam la celelalte materii și îl țineam în mod regulat la curent cu activitățile mele din ROTC. În ciuda faptului că nici măcar nu împlinise 30 de ani, mă trata mai degrabă ca un tată preocupat și mândru decât ca un profesor. Dacă se întâmpla ca doar să audă că cineva a râs de mine și m-a numit deșteptul șoarece de bibliotecă sau Point Dexter, mă încuraja să dau uitării orice presiune sau batjocură venită din partea colegilor mei. Ignore-i, Ben, obișnuia să-mi spună. Tu o să ajungi în locuri unde clovni ăștia nici nu pot visa să ajungă vreodată. Uneori îmi vorbea despre lucrurile la care ar trebui să mă aștept sau de care să mă feresc odată ajuns la colegiu. Credeam că faptul că luasem deja contact cu scena universitară de la Wayne State avea să îmblânzească puțin această tranziție. Mi se părea că, la vremea lui, propria acomodare cu viața de student îi crease ceva probleme, iar acum dorea să mă scutească de toate astea. Am fost încredințat de faptul că grija paternă pe care mi-o purta nu era decât un semn în plus al faptului că ținea și îi păsa de mine. Însă lucru cel mai memorabil și demn de un adevărat mentor pe care domnul Dachis l-a făcut pentru mine a fost să mă convingă să nu vânesc ceea ce ar fi putut fi o mare onoare atât pentru mine cât și pentru el.
În clasa 11-a a adunat întreaga fanfară pentru a ne spune despre tabăra națională de muzică ce se organiza în fiecare an la Interlochen, Michigan, pentru cei mai dotați elevi de la liceele de muzică. Elevii urmau să aibă parte de câteva săptămâni de educație muzicală intensivă, sub conducerea directă a unor dirijori de talie națională și mondială, iar unii urmau să aibă chiar ocazia de a călători prin țară pentru a cânta. Domnul Dachis a continuat prin a sublinia importanța unei astfel de oportunități pentru tinerii muzicieni, precum și faptul că Interlochen îi alegea doar pe cei mai buni dintre cei mai buni, oferind o formare profesională extrem de riguroasă și de valoroasă. După ce ne-a explicat regulile de selecție, s-a adresat întregii formații spunând următoarele. 4 dintre muzicienii de la Southwestern sunt potriviți pentru o tabără precum cea de la Interlochen. Vă rog să-i felicitați pe fiecare în parte prin aplauzele voastre, pe măsură ce le voi pronunța numele. Când mi-am auzit numele, m-am simțit în al nouălea cer. După terminarea repetițiilor din ziua respectivă, am rămas puțin în urmă pentru a-i cere domnului Dachis numeroase informații despre procedura de solicitare și cea de selecție, despre bursă și despre programul de vară. Cu cât îmi spunea mai mult, cu atât deveneam mai nerăbdător să mă înscriu pentru selecția respectivă. Și chiar credeți că sunt suficient de bun? Că aș putea câștiga? L-am întrebat eu. Da, Ben, a venit răspunsul său. Nu am niciun fel de dubiu în privința asta. Câteva săptămâni mai târziu, mă simțeam mai mândru ca niciodată, în timp ce mă aflam în biroul lui, sărbătorind faptul că obținusem bursa pentru Interlochen. Însă, din nu știu ce motiv, domnul Dachis nu se arăta la fel de entuziast ca de obicei. Când, plin de emoție, l-am întrebat ceva despre tabără, a ezitat câteva momente înainte de a-mi răspunde. M-a privit, a suspinat și a zâmbit trist cu o aplecare a capului. Ben, nu pot. Nu sunt complet sigur că ar trebui să faci asta. Poftim? Dar dumneavoastră m-ați încurajat să încerc. Mi-a spus că sunteți încrezător, că o să câștig bursa. Știu ce am spus, mi-a răspuns. Însă, Ben, m-am informat și am văzut că ai note foarte bune la absolut toate materiile. Și vrei încă să devii medic, nu? E scopul tău final, nu-i așa? Cu siguranță, dar ce legătură are asta? Atunci bursa asta nu e bună pentru tine. Știu că vei deveni un doctor grozav și nu vreau să te abas din drum. Va trebui să alegi una sau alta și nu cred că ar trebui să faci asta. Sunt sigur că le pot face pe amândouă, domnule Dachis, am insistat eu. Lăsați-mă cel puțin să încerc. Ben, programul de la Interlochen îți va consuma fiecare minut și până la ultimul strop de energie pe care îl vei avea vara asta. Mai ai doar o singură vară și un singur an de liceu. Viitorul tău e în medicină sau în orice alt domeniu științific, iar cea mai bună șansă de a intra la cea mai bună școală posibilă pentru a-ți împlini visul este să te concentrezi în direcția asta, nu asupra bursei de muzică. Eram conștient de transparența dezamăgirii de pe fața mea. Îmi era imposibil să o ascund. Preț de câteva minute, ce mi-au părut o veșnicie, nu am putut decât să stau nemișcat, dorindu-mi cu disperare să găsesc o vorbă care să-i schimbe părerea. Însă respectul pe care îl purtam domnului Dachis m-a împiedicat să mai protestez în vreun fel. Înainte însă de a ajunge la ușa sălii de repetiții, mi-am dat seama brusc de un lucru. El cunoaște mai multe despre tabăra asta decât mine. Și dacă are dreptate, va veni un moment în care va trebui să aleg. Mai bine să aleg acum, cu sprijinul său, decât să mă lupt mai târziu de unul singur. Desigur, nu mă puteam abține de la a reconsidera posibilitățile și de a-mi spune în sinea mea, dar dacă? Însă, chiar și în tumultul dezamăgirii mele, singurul lucru sigur era acela că profesorul meu de muzică mă cunoștea foarte bine și îi păsa cu adevărat de mine și de viitorul meu. La momentul respectiv eram însă prea tânăr și prea naiv pentru a-mi da seama de lipsa totală de egoism a domnului Dachis în privința aceasta. Faptul că unul dintre membrii formației sale ar fi fost primul elev de la Southwestern care câștiga o bursă la Interlochen i-ar fi adus un avantaj serios în cariera profesională. Se sacrificase și pusese interesul meu înaintea celui propriu. Ani mai târziu, când am înțeles în cele din urmă adevărul despre lipsa lui de egoism,
Respectul pe care îl purtam a devenit și mai mare. Chiar și astăzi îi rămân recunoscător dirijorului meu de fanfară pentru că mi-a spus să nu fac ceea ce amândoi ne doream pentru mine la momentul respectiv și că m-a ajutat în schimb să iau decizia cea mai bună. Primul efect pozitiv al acestei decizii nu a întârziat să apară imediat ce mi-am preluat atribuțiile de asistent de laborator de biologie, slujba de vară pe care o obținusem la Universitatea Wayne State, o oportunitate la care aș fi fost nevoit să renunț dacă aș fi mers la Interlochen. O serie de alte momente memorabile care au dat formă perspectivei mele asupra educației și care mi-au influențat viitorul s-au petrecut în clasa 11-a. Pentru a le înțelege pe primele două, sunt nevoit să vă dezvălui contextul care face legătura între ele. Încă din clasa a noua, de când colegul meu mă insultase spunându-mi că sunt un nesuferit care crede că le știe pe toate, am încetat să mai compar notele cu ale celorlalți, în văzul tuturor. Însă eram în continuare complet absorbit de ideea succesului de dragul succesului. Simțeam încă în mod constant nevoia de a mă afirma, dacă nu față de altcineva, cel puțin față de mine însumi. Îmi amintesc că la un test de chimie obținusem 99 de puncte, în timp ce alți doi colegi obținuseră 100. Nu mi-au spus niciodată nimic, însă eram sigur că jubilau în secret. Mi-am petrecut restul zilei respective simțindu-mă ca un ratat, pentru că obținusem 99 și nu 100 de puncte. Mă mustram aspru cu gânduri autodistructive. Dacă aș fi studiat ceva mai mult sau dacă mi-aș fi luat mai mult timp ca să găsesc răspunsurile, puteam să iau 100. La puțin timp după asta s-a petrecut un alt incident care a făcut mult mai mult decât doar să-mi atragă atenția. M-a forțat să mă văd și să mă înțeleg într-un mod în care nu o făcusem niciodată până atunci. Într-o zi, întreaga clasa a 11-a a făcut o vizită la Muzeul de Istorie din Detroit. Cum era și normal, muzeul adăpostea o mulțime de exponate impresionante relaționate cu industria automobilelor. La etajul inferior, în fața unei vitrine în care se înfățișa o stație de pompieri din anii 1890, mă aflam alături de un coleg pe nume Anthony Flowers. Privind tehnologia și uneltele primitive disponibile pompierilor la momentul respectiv, i-am șoptit lui Anthony gândurile mele. N-ar fi grozav dacă aș trăi în vremurile alea și să știu la fel de multe ca acum, fiindcă atunci aș fi mai deștept ca toți ceilalți. Anthony s-a întors spre mine cu o privire debusolată. Dar tu chiar ești mai deștept decât toți ceilalți, așa că de ce ai vrea să faci asta? Intenția lui nu era de a mă ironiza, cum fusese aceea a colegului care mă făcuse nesuferit. Mai apoi, pe când mă plimbam prin muzeu și în timp ce mergeam cu autobuzul spre școală, vorbele lui îmi răsunau ca un ecou în minte. Dacă colegii mei mă privesc așa, mă bucur. Așa că, de ce mă preocup atât de mult să demonstrez cât de multe lucruri cunosc? Sau, după cum întrebase Anthony, de ce aș simți vreodată nevoia de a mă întoarce în timp? Într-un final, am încercat să răspund în cel mai sincer mod posibil la întrebarea următoare. De ce simțeam întotdeauna nevoia de a-mi demonstra inteligența? Pe când mă gândeam la asta, mi-am dat seama că atitudinea și comportamentul meu erau rezultatul nesiguranței și al lipsei de încredere ce aveau rădăcini, cu ani în urmă, în mintea și în inima unui băiețel timid de clasa a 5-a, care se prefăcea că nu-i pasă când toată lumea îl numea prost. Și totuși, după atât de mulți ani în care mă convinsesem că nu eram prost deloc, simțeam încă o nevoie profundă de a dovedi lucrul acesta la nesfârșit, atât mie cât și tuturor celor din jurul meu. Acum puteam să-mi folosesc creierul pentru a analiza și a înțelege cauza. Cu siguranță că această perspectivă mă putea ajuta să controlez impulsul emoțional care afecta într-un mod atât de negativ modul în care mă percepeau ceilalți. Am decis să lucrez la acea parte a minții mele. Când am început să progresez, am observat că abilitatea de a face asta depindea extrem de mult de ceea ce constituia punctul central al atenției mele în viață. Dacă toate gândurile mele erau centrate asupra mea și asupra incertitudinilor mele, tindeam să fiu destul de insensibil față de ceilalți și față de modul în care eram perceput de ei. Când centrul vieții mele a devenit Dumnezeu și semenii mei,
Am devenit conștient de ceea ce făceam sau spuneam, precum și de modul în care asta îi afecta pe ceilalți. Este ceea ce Iisus ne învață în Matei 22, versetele de la 34 la 40, ca fiind prima și cea mai importantă poruncă. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Faptul că mi-am folosit capul în loc să reacționez din impuls și faptul că m-am gândit la alții ca la propria persoană a avut un rol important într-una din zilele însemnate, din punct de vedere istoric, din primăvara clasei a 11-a. În orele târzii ale după amiezii zilei de 4 aprilie 1968, Dr. Martin Luther King Jr. a fost asasinat în balconul unui motel din Memphis, Tennessee. Știrile șocante au aruncat o națiune întreagă în doliu. Orașe precum Chicago, Baltimore și Washington DC au fost luate cu asalt de manifestări pline de violență. A doua zi de dimineață, atmosfera de la liceul Southwestern părea calmă, sumbră, eventual. Însă, pe măsură ce elevii au început să-mi împărtășească durerea cu privire la moartea doctorului King, iar discuțiile cu încărcătură emoțională despre evenimentele tragice petrecute cu o seară înainte au început să împânzească holurile școlii, exprimarea și intensitatea durerii au crescut până acolo încât s-au transformat în furie. Câțiva elevi au ieșit în goană din clase și au dat buzna pe holuri. În curând, zarva provocată de geamurile sparte, de pașii ce goneau pe coridoare și de zgomotul provocat de trântitul ușilor de la dulăpioare a adunat și mai mulți elevi într-un amestec general de furie. Eram la fel de supărat ca restul din pricina morții tragice a doctorului King, dar nu doream să iau parte în niciun fel la violența stupidă a mulțimii pe care o auzeam țipând, în timp ce se revărsa necontrolată pe holurile școlii. Majoritatea celor de pe coridoare păreau prinși în puhoiul de profesori și elevi, așa că, mergând împotriva curentului, am reușit să ajung până la laboratorul de biologie, în partea din spate a școlii și ferit de furia gloatei, cel puțin pentru moment. Însă, după ce am luat colțul de pe holul din spate, am fost uimit să văd un grup de vreo 6 elevi cuibăriți în fața unei uși de clasă încuiate. Oare ce fac acolo? Apoi, imediat ce am observat spaima de pe câteva chipuri familiare, mi-am dat brusc seama. Erau câțiva dintre puținii elevi albi de la Southwestern. Au, desigur, mai multe motive decât mine să fie îngroziți. Cheia de la laboratorul de biologie se afla deja în mâna mea, așa că am descuiat rapid ușa și i-am invitat pe toți cei de pe hol înăuntru. Apoi am încuiat ușa în urma noastră și am condus micul grup de refugiați de-a lungul laboratorului până în sera de lângă, unde ne-am ghemuit printre plante pentru a nu putea fi văzuți de niciun elev care s-ar fi uitat în laborator prin geamul ușii. De câteva ori am auzit câteva voci ridicate pe hol, iar cineva a încercat fără succes să forțeze ușa laboratorului. Însă am rămas ghemuiți acolo în siguranță și izolați timp de aproape o eternitate, până când poliția a făcut în cele din urmă ordine pe holuri și ne-a escortat cu bine în afara școlii. Unii dintre prietenii pe care îi ajutasem au fost atât de ușurați încât m-am simțit jenat de recunoștința lor. Nici măcar nu mă oprisem să cântăresc hotărârea sau să iau în calcul posibilele consecințe. Însă în seara aceea, în timp ce așteptam ca mama să vină acasă, am conștientizat că principalul motiv pentru care nu ezitasem să fac ceea ce știam că este corect și pentru care îi ascunsesem pe prietenii mei îngroziți, era un principiu pe care mama se străduise să mă învețe. Ea credea că scopul lui Dumnezeu atunci când a creat și a populat planeta cu rase diferite, cu grupuri etnice și cu naționalități diferite, a fost un simplu test, acela de a vedea cum noi, oamenii, ne purtăm unii cu alții. Ne spusese foarte răspicat, atât mie cât și lui Curtis, că ea credea în ceea ce Biblia spunea în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 21. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Așa că, după ce am povestit cele petrecute în ziua respectivă, mama a fost extrem de mândră de mine. Și deoarece admiram și cunoșteam lucrurile predicate de Dr. King,
Mi-am imaginat că și el ar fi fost mândru de mine. Capitolul 9. Universitatea el. Am început clasa a 12-a hotărât să termin liceul cu note mari și să fac tot ce pot pentru a-mi spori șansele de a obține cea mai bună educație universitară posibilă. După ce notele la testul SAT, test de aptitudini școlare, și fotografia mea au fost publicate într-un ziar local din Detroit, cu mențiunea că erau cele mai mari din sistemul de școli publice ale orașului în anul respectiv, câteva universități mi-au oferit burse și multe altele m-au invitat sau m-au ademenit cu diferite promisiuni de ajutor financiar semnificativ. Însă nu puteam permite să mă relaxez la niciuna dintre materii, fiindcă știam că un rezultat final de 10 pe linie avea să mă ajute să-mi îmbunătățesc media generală finală, care se deteriorase destul de mult în al doilea semestru din clasa a 9-a și în primul semestru din clasa a 10-a. Știam că majoritatea universităților luau în considerare atât media generală cât și nota la testul SAT pentru oferirea unor burse. Până la absolvire am reușit să măresc suficient de mult media generală pentru a ocupa locul al treilea între colegii mei de clasa a 12-a. Toate astea plus nota de la SAT însemnau că puteam să merg aproape la orice universitate aș fi dorit. Aveam încă oferta unei burse de la West Point ca urmare a realizărilor mele în cadrul ROTC, iar Universitatea din Michigan, unde studia și Curtis, mă curtea într-un mod aproape agresiv. Așa că eram împărțit. Luarea unei decizii de viață atât de importantă nu era deloc simplă. Deoarece banii îmi ajungeau pentru a mă înscrie la o singură școală, doream să fiu absolut sigur cu privire la alegerea mea, înainte de a miza totul pe o singură carte. Însă eram atât de impresionat de cunoștințele demonstrate în cadrul emisiunii mele preferate, GE College Bowl, încât am decis că vreau să urmez universitatea care va câștiga campionatul respectiv. Când am deschis televizorul, am descoperit că cele două echipe care concurau în săptămâna respectivă erau, din pură întâmplare, Harvard și Yale. Am preferat să nu țin partea niciuneia, însă am urmărit concursul cu mare interes și cu o minte extrem de deschisă. Când studenții de la Yale i-au spulberat pur și simplu pe cei de la Harvard cu un scor de 510-35, decizia mea a fost sigură. Uită de Harvard, el să fie. Toamna următoare am pășit în campusul de la Yale cu o atitudine extrem de încrezătoare, poate chiar și puțin încrezută. Câștigasem tot felul de premii în timpul liceului, luasem cele mai mari note la aproape toate materiile și înainte de a lua decizia finală pentru colegiu, un număr de universități îmi spuseseră cât de mult doreau să devin studentul lor. Mă așteptam ca toată lumea de la Yale să fie de-a dreptul impresionată. Primul indiciu că la colegiu s-ar putea să fie mai greu decât m-am așteptat a venit chiar în prima săptămână din primul an de studenție. Ceilalți studenți noi cu care stăteam la o masă la cantina universității au început din nu știu ce motiv să-și compare notele obținute al SAT. La început am stat doar curios și am ascultat. Ce am auzit m-a șocat. Fiecare dintre ei luase o notă mai mare decât mine. Și mi-am dat brusc seama că Ivy League, este vorba despre 8 universități de pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii, reprezenta un uriaș pas înainte față de liceul meu din Detroit. Asta ar fi trebuit să fie de ajuns ca să mă sperie și să iau studiul mai în serios. Însă n-a fost așa. La liceu mergeam întotdeauna la ore și citeam materialele primite, însă rare ori învățam în mod serios înainte de momentul propriu zis al vreunui test. Toceam apoi timp de o zi, două și luam note foarte mari. Strategia asta de studiu nu a funcționat însă foarte bine la el. Totuși, posibilitatea unui eșec nu mi-a părut atât de reală până aproape de finalul primului semestru. În fiecare zi, în fiecare săptămână, rămâneam tot mai în urmă, mai ales la chimie, un curs obligatoriu pentru studenții din programul premedical, la care aproape că am picat. Până la finalul semestrului, îmi mai rămăsese doar o șansă infimă de a evita eșecul total. Profesorul de chimie avea o regulă.
indiferent de notele obținute de un student de-a lungul semestrului, dacă el sau ea obținea o notă suficient de mare la examenul final, notele precedente erau complet uitate, contând doar nota finală. Această ultimă portiță de scăpare avea să fie singura mea șansă să trec la chimie, așa că am deschis cartea de chimie să învăț și m-am rugat. Doamne, am nevoie de ajutorul tău. Întotdeauna am crezut că vrei să devin doctor, dar nu voi putea continua colegiul de premedicină dacă nu iau examenul ăsta. Te rog, ori spune-mi ce altceva ar trebui să fac, ori fă un miracol și ajută-mă să iau examenul acesta. Am petrecut ore în șir memorând formule și ecuații și încercând să parcurg cartea aceea extrem de groasă, dându-mi silința să înțeleg ceea ce îmi scăpase printre degete un semestru întreg. În cele din urmă, la miezul ultimei nopți dinaintea examenului, cuvintele de pe paginile cărții au început să danseze. Am stins lumina și, înainte de a adormi, am șoptit în întuneric: Doamne, te rog să mă ierți pentru că te-am dezamăgit. În noaptea aceea am visat că mă aflam singur în sala de chimie. O siluetă străvezie a pătruns în vis și a început să scrie probleme de chimie pe tablă. Apoi silueta a început să le rezolve înaintea ochilor mei. În dimineața următoare m-am trezit de vreme și am notat pe o ciornă problemele respective, amintindu-mi aproape întreg visul cu o claritate surprinzătoare. Apoi m-am îndreptat spre sala de chimie, amorțit de oboseală și cu siguranța dureroasă că eram complet nepregătit pentru examen. Când profesorul ne-a înmânat subiectele, am privit prima pagină și am observat că prima întrebare era identică cu aceea de pe tabla din visul meu. Am aruncat o privire rapidă peste restul întrebărilor din test și am observat rapid că erau toate identice cu cele rezolvate în vis. Creionul îmi aluneca practic pe pagină. Am știut răspunsul la fiecare întrebare. Spre final, când cele amintite din vis au început să se estompeze, am ratat câteva răspunsuri. Însă, când am predat lucrarea, eram sigur că voi lua examenul. După ce am părăsit sala, am cutreierat timp de vreo oră campusul de la el, încercând să înțeleg semnificația celor întâmplate. Am știut că Dumnezeu tocmai îmi confirmase că dorea să devin medic. I-am mulțumit pentru miracolul pe care tocmai îl făcuse prin intermediul visului și i-am promis că mă voi strădui din acel moment înainte să-mi folosesc mult mai bine creierul. Voiam să mă disciplinez să studiez pe parcursul întregului semestru. Nu mai aveam de gând să tocesc vreodată în ultimul moment. Un alt eveniment care m-a adus cu picioarele pe pământ, petrecut la sfârșitul primului semestru de colegiu, mi-a amintit rapiditatea cu care cursul vieții unui om poate lua o întorsătură drastică, neașteptată și inevitabilă. Lucrul acesta mi-a accentuat și mai mult seriozitatea cu care intenționam să tratez angajamentul meu academic. Fratele meu, Curtis, reprezenta pentru mine un deschizător de drumuri. Ca elev premiant la școală în cadrul ROTC și la fanfară. Fusese chiar și asistentul domnului McCutter, cu 2 ani înaintea mea. Pe când eram copii, l-am privit întotdeauna cu admirație ca pe primul meu model demn de urmat. La drept vorbind, Curtis era mult mai atent și mai hotărât decât mine la absolut orice. N-a fost niciodată luat de valul nesăbuitei dorințe de a se afirma în fața colegilor. În privința aceasta, trebuie să-mi asum pe deplin responsabilitatea pentru propriile greșeli. Însă, în restul timpului, în aproape orice altceva, am reușit să văd ce făcea, să-l urmez și să folosesc acest avantaj ca pe un ajutor pe propria cărare. Însă nu mi-am dorit deloc să-i calc pe urme în momentul în care Congresul American a reintrodus loteria de recrutare militară pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial. La data de 1 decembrie 1969, Agenția de Recrutare a organizat o loterie în cadrul căreia s-au extras nume de bărbați născuți între anii 1944 și 1950 pentru a stabili ordinea în care vor fi chemați pentru încorporare de-a lungul anului calendaristic 1970. Fiecare zi a fiecărei luni, începând cu 1 ianuarie și până la 31 decembrie, era scrisă pe o bucată mică de hârtie, introdusă în una dintre cele 366 de capsule albastre de plastic, acestea fiind introduse la rândul lor într-o urnă mai mare.
Sub supravegherea mass-mediei, congresmenul Alexander Pirinie din New York a băgat mâna în urnă și a extras capsula cu data de 14 septembrie. Fiecărui bărbat născut pe data aceea, în orice an, între 1944 și 1950, îi era atribuit apoi numărul de loterie 1 și aceștia erau primii care urmau să fie recrutați și trimiși în războiul din Vietnam. Extragerea a continuat până ce toate zilele anului au fost așezate în ordine. Ziua de naștere a lui Curtis era pe 14 decembrie, iar numărul său de recrutare a fost 26 din 366. Pus față în față cu certitudinea recrutării și cu probabilitatea de a fi trimis în Vietnam, Curtis a decis să se retragă din programul de inginerie al Universității din Michigan la finalul primului semestru, pentru a putea alege forțele armate în care ar fi dorit să activeze. Marina Statelor Unite a fost în mod evident încântată de pregătirea sa în domeniul ingineriei și l-a instruit pentru serviciul de submarine nucleare. Până la sfârșitul celor 4 ani de serviciu militar, Curtis a decis să renunțe la cariera în cadrul marinei și și-a reluat studiile pentru a obține o diplomă în inginerie. Însă, pe vremea când credeam că fratele meu urma să fie trimis într-un război din cealaltă parte a lumii, m-am gândit cu foarte multă seriozitate la imprevizibilitatea vieții, la ceea ce doream să realizez în viața mea și la ceea ce ar fi fost nevoie să fac pentru a avea cele mai bune șanse ca asta să se întâmple. În acel prim semestru de colegiu, am explorat un număr extrem de mare de noi oportunități și provocări. De exemplu, am urmat un curs foarte distractiv de judo. Am jucat șah la un nivel cu totul nou. În dormitor, prin campus și la clubul de șah, diferit de orice experimentasem acasă în Detroit. Indiferent de oră, găseai întotdeauna pe cineva dispus să joace o partidă strașnică de ping-pong sau de fuzbol. Este un joc de fotbal de masă. Iar la etajul la care era dormitorul meu se aflau mai mulți oameni care îmi împărtășeau dragostea pentru știință și țelurile în viață decât am întâlnit oriunde înainte. Un număr atât de mare de potențiale prietenii adevărate. Aveți oare idee câte piane existau în sălile și pe culoarele și holurile de la el? Ca să nu mai vorbim de studiourile de repetiție ale departamentului de muzică. Un pian fusese un lux pe care nici măcar nu ni-l închipuisem, dar rămite să ni-l permitem pe când eram copii. Mama nu ar fi putut vreodată să ne plătească astfel de lecții. Deci, fiindcă îndrăgeam atât de mult muzica clasică, abundența de piane a universității a reprezentat o tentație enormă pentru mine în acea primă toamnă petrecută acolo. Nu luasem nici măcar o lecție de pian în întreaga viață. Însă, înainte ca primul semestru să se termine, memorasem și învățasem deja să cânt prima parte a sonatei Lunii de Beethoven. Desigur, nu era nimic rău în a te bucura de toate aceste activități. Totuși, timpul pe care mi-l petreceam cu ele era unul dintre motivele majore pentru care așteptam adeseori ultimul moment ca să învăț pentru examene. Trebuia să-mi redefinesc prioritățile. Acele prime luni de colegiu au fost minunate, însă lupta mea cu chimia, recrutarea lui Curtis și un număr de alți factori s-au însumat și m-au forțat să-mi adun gândurile și să mă întreb de ce sunt aici. După ce am analizat cu atenție șansa de a primi o educație de primă mână la el, am devenit un student cu mult mai serios pentru tot restul studenției de atunci înainte și chiar și pentru moment. Asta deoarece am văzut mulți colegi cu un potențial uluitor. Nu erai acceptat la el fără a avea un potențial real, care nu au apreciat niciodată privilegiul și nici nu au profitat de oportunitatea care le fusese oferită de a studia la el. Câțiva dintre ei au renunțat chiar înainte de finalul primului an. Alții au reușit să obțină rezultate mediocre și o educație obișnuită. O altă posibilă problemă pentru mine și colegii mei a fost ceva despre care mama mă avertizase încă din anii de liceu. Stătea adeseori de vorbă cu mine și cu Curtis despre pericolul unor legături nepotrivite cu fetele. Părea să știe, la fel ca și mine, cât de responsabil m-aș fi simțit dacă aș fi lăsat vreodată o fată însărcinată.
Așa că știam că avea dreptate când îmi spunea că o singură greșeală de genul acesta ar fi putut să-mi schimbe planurile pentru totdeauna. Faptul că am conștientizat lucrul acesta încă din liceu s-a dovedit un enorm beneficiu pentru mine. Asta nu însemna că nu puteam fi sociabil, dar mi-am dat seama că a te implica în relații fizice serioase atât de devreme în viață ar putea avea consecințe nefaste. Am avut prieteni în liceu care au făcut greșeala asta. Unele fete ne urmăreau și erau atât de insistente cu băieții, încât eram uneori pur și simplu nevoit să fug la propriu ca să scap dintr-o astfel de situație. Eram recunoscător că mama îmi vorbise despre asta în liceu, fiindcă la colegiu am avut de mult mai multe ori ocazia de a face această greșeală. La liceu eram în preajma fetelor în clasă, la masă și pe holuri, dar la sfârșitul zilei ele mergeau la casa lor, iar eu la a mea. Și chiar dacă ieșeam la vreo întâlnire, fata trebuia de regulă să fie acasă la o anumită oră și eu la fel. La colegiu însă era diferit. Chiar și în școlile care nu permiteau ca dormitoarele de fete și de băieți să se afle la același etaj, așa cum se întâmplă și astăzi la multe școli, simplul fapt că fetele și băieții locuiau în același campus reprezenta o tentație posibilă și prezentă 24 de ore din 24, timp de 7 zile pe săptămână. Chiar și pe vremea mea, unele fete erau atât de agresive încât se așezau neinvitate în poala unui băiat și încercau să-l sărute, făcându-l să se gândească chiar și la mai mult. Știam că trebuia să scap din aceste împrejurări cât mai rapid și că în vâltoarea momentului exista un pericol real de a-mi lăsa hormonii să decidă în locul creierului. Cea mai bună strategie era aceea de a-mi folosi creierul din timp pentru a lua o decizie rațională și clară cu privire la standardul pe care doream să-l dețin. Chiar și mai bine, trebuia să-mi folosesc creierul meu mare și creativ pentru a ști cum să evit o eventuală implicare într-o astfel de situație ispititoare. La finalul primului an și de-a lungul celui de-al doilea an de colegiu, principala mea preocupare a fost aceea de a-mi plăti facturile și de a lua cele mai mari note posibil. Aveam foarte puțin timp ca să mă gândesc la fete și la ideea de a le scoate în oraș. Asta până ce am cunoscut-o pe Candy Rustin, o studentă în anul întâi la el, chiar înainte ca eu să încep anul al treilea. Ne-am cunoscut la o recepție la Grosse Pointe Club, în afara Detroitului, unde studenții din Michigan ai universității el obișnuiau să le ureze bun venit noilor studenți din statul nostru. Am observat o tânără drăguță cu un râs plin de viață. Mi-am spus, asta e o fată frumoasă. Când am întâlnit-o din nou în toamna aceea, traversând campusul de la el, am oprit-o să o întreb cum se descurca la cursuri. Cred că o să iau doar 10, mi-a răspuns ea. Iar eu mi-am spus, asta e o fată foarte deșteaptă. În curând, o căutam cu privirea în jurul universității, sperând într-o nouă șansă de a-i vorbi. Când mi-a spus că ea cânta la vioară în orchestra simfonică de la el și în cadrul în cadrul Bach Society, mi-am spus, asta e o fată talentată. Încă din primul an de colegiu am mers cu regularitate la serviciile bisericii din apropiere, unde oamenii mi-au devenit ca o a doua familie. Cântam în cor. Colegul meu de cameră și cu mine eram adeseori invitați la masa de sabat de familiile din biserică. Deși nu mi-am găsit un adevărat mentor printre profesorii de la el, dirijorul corului de la Biserica Zion, Aubrey Tomkins, mi-a devenit mentor și mi-a servit ca model patern și profesor spiritual de-a lungul întregii mele studenții. Deoarece nici eu, nici colegul meu de cameră, Larry Harris, nu aveam mașină, Aubrey conducea întotdeauna până în campus ca să ne ducă la repetiția de cor. Apoi ne ducea înapoi la sfârșitul serii, deși nu-mi amintesc să ne fi întors vreodată în campus imediat după terminarea repetițiilor. Uneori, după ce toată lumea pleca de la biserică, Larry și cu mine mai rămâneam să-l ascultăm pe Aubrey cântând la pian sau la orgă, iar uneori cântam alături de el. De multe ori, primul nostru popas după repetiția de cor era în casa lui Aubrey, unde ascultam ultimele sale discursuri și mâncam porții uriașe de prăjitură și înghețată. Ce desfătare pentru doi studenți flămânzi care rareori își permiteau să arunce vreun ban pe așa ceva. Aubrey iubea muzica și am învățat foarte multe în corul său.
dar am învățat chiar și mai multe privind relația plină de dragoste pe care o avea cu soția și copiii săi. Mi-a oferit un exemplu minunat a ceea ce înseamnă să fii un soț și un tată devotat și iubitor, un model minunat de care nu avusesem încă parte în viața mea. Implicarea mea în biserică a constituit o parte atât de însemnată în viața mea, încât mi s-a părut absolut normal să o invit pe Candy să vină împreună cu mine la biserică. Nu după multă vreme, Candy s-a alăturat și ea corului de acolo. Apoi am început să mergem împreună la orele de studiu biblic. Am devenit rapid prieteni buni și ne întâlneam în mod regulat după cursuri ca să stăm de vorbă. Dar eram amândoi prea concentrați asupra învățatului pentru a ne gândi la ceva mai mult. Anul următor, în săptămâna de vacanță, cu ocazia zilei recunoștinței, pe când eram în al patrulea an, iar Candy în al doilea, universitatea el ne-a angajat pe amândoi pentru a intervieva elevi de liceu cu note mari la examenul SAT. Cea mai mare parte a salariului lua forma transportului gratuit până în Michigan și înapoi, cu o mașină pe care universitatea o închiriase pentru noi. Am sărbătorit ziua recunoștinței alături de familiile noastre și am petrecut restul săptămânii conducând din oraș în oraș, de la o școală la alta, discutând cu elevii din zona orașului Detroit care doreau să devină studenți la el. Drept bonus, Candy și cu mine luam întotdeauna prânzul și cina împreună în fiecare zi pe cheltuiala universității. Am plecat din Michigan duminică spre seară cu gândul să conducem toată noaptea pentru a ajunge în campus la timp, ca să putem înapoia mașina de închiriat la ora stabilită, luni dimineață. Însă eram deja amândoi complet epuizați din timpul săptămânii. La scurt timp, după ce am trecut în statul Ohio, Candy a adormit pe scaunul din dreapta mea. Pe la ora 1, în timp ce conduceam, am observat un indicator spre Youngstown, Ohio. Acesta e ultimul lucru pe care ni-l amintesc înainte de a dormi la volan. Vibrațiile roților în momentul în care au atins pietrișul de pe acostamentul șoselei m-au trezit cu o zmucitură puternică. Tot ce vedeam în fața ochilor era întunecimea unei prăpăstii adânci, iar noi ne îndreptam chiar spre ea. Am ridicat piciorul de pe accelerație și am zmucit volanul cât de tare am putut pentru a ajunge din nou pe șosea. Mașina a derapat învârtindu-se la nesfârșit, în timp ce un caleidoscop de scene din viața mea mi s-a derulat nebunește în minte. Am lăsat volanul și mi-am spus, probabil că așa este când mori. Când mașina a încetat să se învârtească, se afla în partea dreaptă, pe banda estică a autostrăzii, cu motorul pornit și îndreptată în direcția corectă. Am încetinit pe acostamentul șoselei, iar o fracțiune de secundă mai târziu, un tir uriaș m-a depășit în trombă. Am oprit motorul și am spus, suntem în viață. Dumnezeu ne-a salvat viața. Mulțumesc, Doamne! Candy, care dormise de-a lungul întregului incident, s-a trezit la auzul vocii mele. S-a întâmplat ceva, Ben? M-a întrebat. De ce ne-am oprit? Am tras adânc aer în piept și am recunoscut. Am adormit la volan și am crezut că o să murim amândoi. Candy s-a întors spre mine și mi-a luat mâna. Domnul ne-a salvat. Are cu siguranță un plan pentru noi. Apoi am vorbit și am condus până la răsărit spre Connecticut. Am ieșit încet de pe șosea și am oprit mașina. De atunci înainte am fost inseparabili și foarte îndrăgostiți. Capitolul 10. Provocarea. Facultatea de medicină. În primăvara următoare, când am absolvit universitatea Yale, Candy mai avea încă 2 ani de colegiu. Eu mă înscrisesem și fusesem acceptat la facultatea de medicină din cadrul Universității din Michigan, unde aveam să beneficiez de o reducere substanțială a costurilor, deoarece eram originar din Michigan și încă rezident oficial al acestui stat. Niciunul dintre noi nu a fost încântat de separare, însă am promis că ne vom scrie în fiecare zi. Cel puțin știam că o voi putea vedea ori de câte ori avea să vină acasă în timpul semestrelor, în vacanțe și în timpul verii. Urma să primesc suficient ajutor financiar și să reușesc să împrumut destui bani pentru a-mi acoperi majoritatea costurilor pentru facultatea de medicină.
Agențiile de împrumut mizează pe faptul că majoritatea medicilor reprezintă un risc financiar minim, motiv pentru care medicii tineri își încep de obicei activitatea într-o uriașă gaură financiară. Nu doream să împrumut nimic mai mult decât eram absolut nevoit, așa că aveam nevoie de o slujbă pentru a câștiga ceva bănuți înainte de a începe școala în toamna respectivă. Din păcate, slujbele de vară, chiar și pentru absolvenții din Ivy League, erau puține și la o distanță destul de mare de Detroit în vara respectivă. Companiile păreau să concedieze mai mulți muncitori decât angajau. Pe atunci, mama lucra ca bonă pentru familia președintelui companiei locale de oțel. Așa că, atunci când ea a menționat situația în care mă aflam, acesta mi-a aranjat o întâlnire cu directorul departamentului de personal din cadrul companiei și am fost angajat imediat. În prima mea zi, la Senate Steel, niște muncitori m-au surprins când au venit spre mine și mi-au dat un dispozitiv de control electronic de forma unei cutii. Expresia mea nedumerită a stârnit un rânjet pe fețele lor. Cei doi s-au aplecat puțin pe spate, au privit în sus și mi-au indicat un braț uriaș de mancara ce atârna exact deasupra capului meu de una dintre numeroasele șine ce se intersectau pe tavanul depozitului și mi-au explicat. Cu ăsta dirigeze aia. După ce mi-au descris și demonstrat în grabă toate funcțiile butoanelor și ale manetelor pentru a mișca și dirija macaraua, m-au sfătuit să exersez puțin. Urma să revină și să mă supună unei probe pentru a vedea dacă eram calificat pentru slujba respectivă. Plin de ezitare, am început să rotesc și să mișc uriașa mașinărie înainte și înapoi prin întreaga magazie, peste tot pe unde îi permitea șina să ajungă. Apoi am exersat manevrarea brațului în sus și în jos. Am reușit să-l ridic și să-l cobor și să mut o încărcătură de oțel. De-a lungul orelor următoare m-am antrenat din ce în ce mai mult și am început să intru în pielea dihaniei metalice sau poate că ea m-a antrenat pe mine. În orice caz, când am fost supus unui test, ceva mai târziu, în după amiaza aceea, șeful de echipă mi-a spus: "Ei bine, puștule, se pare că ești în stare să mânuiești macaraua asta. Să fii aici mâine, la prima oră, gata de treabă." Am fost ceva mai mult decât surprins de faptul că oamenii aceștia i-au dat o slujbă cu un asemenea grad de responsabilitate unui tânăr proaspăt ieșit de pe băncile colegiului, complet lipsit de orice fel de experiență anterioară într-o astfel de poziție. Și din moment ce președintele companiei nu mă cunoștea deloc, pot doar să presupun că avea un respect pentru mama mea și o încredere incredibilă în ea. Îmi făceam exercițiile fizice umblând de-a lungul acelei clădiri monstruoase, mânuind butoanele pentru a ghida macaraua, în timp ce transporta tone întregi de oțel prin culoarele înguste ce făceau legătura între diferitele sectoare ale fabricii. De asemenea, trebuia să stivuiesc cu multă atenție în camioane diferitele produse finisate de oțel. Dispozitivul de control dispunea de mai multe butoane și mânere decât orice telecomandă a unui joc video modern. Eram nevoit să le manevrez în diferite combinații precise pentru a ridica oțelul, pentru a echilibra încărcătura, astfel încât să nu cadă sau să alunece, iar apoi să o transport pe deasupra unor grămezi uriașe de material. Am învățat de asemenea cum să frânez macaraua pentru ca uriașa mașinărie să se poată opri complet în fața unui zid, astfel încât viteza încărcăturii să nu trimită câteva tone de oțel direct prin obstacolul întâlnit, provocând astfel pierderi de zeci de mii de dolari. Postul de operator de macara a presupus un grad extrem de ridicat de coordonare mână-ochi la scară mare. Până la sfârșitul verii am descoperit că dețineam un talent de la Dumnezeu și anume acela de a percepe o imagine tridimensională extrem de clară a lucrurilor. Puteam vizualiza cu ușurință modul exact în care o încărcătură de câteva tone de oțel trebuia mutată, precum și locul în care ar putea încăpea.
Ceea ce nu conștientizam însă la momentul respectiv era modul în care faptul că am învățat să gândesc, să văd și să lucrez în plan tridimensional reprezenta de fapt o abilitate pe care aveam să o folosesc zi de zi ca neurochirurg în operațiile la o scară extrem de redusă și cu un factor de risc foarte ridicat. Eram pe jumătate foarte trist că vara era pe sfârșite, fiindcă asta însemna să o văd pe Candy plecând înapoi în Est pentru a începe anul 3 de colegiu la el. Pentru următorii 2 ani am ținut legătura aproape doar prin scrisori, deoarece convorbirile telefonice pe distanțe lungi costau la vremea aceea mai mult decât își puteau permite cei mai mulți studenți. Am încercat să profităm la maximum de situația asta și ne-am dedicat studiului. La școală am respectat regulile, am participat la cursuri, am învățat, mi-am făcut temele și credeam că stau destul de bine. Totuși n-a trecut mult până mi-am dat seama de adevărata mea situație. După ce am luat note destul de mici la primele examene, consilierul nostru universitar m-a chemat în biroul lui pentru a-mi oferi câteva sfaturi pe care le considera utile. După ce a aruncat o privire prin dosarul meu, mi-a spus: "Păreți o persoană extrem de inteligentă, domnule Carson. Sunt sigur că ați putea face multe lucruri în afara medicinei." Am fost aproape devastat de cuvintele lui. Membrul facultății, care trebuia să-mi ofere consiliere, încurajare și inspirație, era de părere că nu eram suficient de deștept pentru a mă descurca în domeniul medical și mă sfătuia să renunț la medicină. Când i-am spus că nu doream să fac asta, mi-a sugerat posibilitatea de a urma doar jumătate din cursuri, ceea ce ar fi însemnat să petrec 4 ani pentru a completa primii 2 ani ai programului. Nu doream să fac nici lucrul acesta, așa că nu cred că a fost tocmai încântat în momentul în care am părăsit biroul lui fără a fi căzut de acord cu niciunul dintre sfaturile date. Continuam să cred că Dumnezeu dorea să-mi urmez visul pe care l-avusesem încă de la 8 ani, acela de a deveni doctor. Așa că m-am hotărât să-mi folosesc creierul pentru a mă gândi cu seriozitate la problema cu care mă confruntam, precum și la o strategie eficientă pentru a o depăși. Încă din clasa a 5-a începusem să învăț pe brânci. Nu aveam de gând să renunț tocmai acum. Cu cât analizam mai mult diferența dintre cei 12 ani anteriori de succes educațional și experiența din facultatea de medicină, cu atât deveneam mai convins de faptul că problema nu era capacitatea mea de a învăța, dovedisem asta deja, ci modul în care puteam învăța cel mai bine. Oră după oră, zi după zi, nu făcusem altceva decât să stau și să ascult cursurile. Acesta era tiparul pentru fiecare curs, însă părea să nu se lipească absolut nimic de mine. Gândindu-mă însă la metodele mele anterioare de învățare, m-a izbit efectiv ideea că niciodată nu reușisem să învăț ceva doar în urma ascultării. Învățasem întotdeauna citind. Asta însemna că aveam nevoie de un plan pentru a-mi folosi această capacitate. Iar planul la care am apelat sună destul de drastic, poate chiar nebunesc, însă de atunci și până la finalul studiilor de medicină am chiulit de la aproape toate cursurile. În timpul orelor pe care colegii mei le petreceau în clasă, eu mă aflam fie în camera mea, fie la bibliotecă, citind și recitind manualul, uneori chiar mai multe manuale, aferente fiecărei materii. Studiam de asemenea tot felul de alte materiale relaționate. Asta nu însemna că nu luam cursurile în considerare, existau un fel de scribi care participau la fiecare curs. Aceste persoane câștigau banii de pe urma faptului că luau notițe și dactilografiau fiecare curs în parte. Puteam avea acces la aceste notițe la un preț rezonabil și am descoperit că puteam asimila informațiile respective mult mai ușor decât dacă asistam la curs. Chiar înainte de examene, obișnuiam să transcriu majoritatea informațiilor pe fișe pentru a le putea recapitula. Pe lângă asta, luam parte la toate laboratoarele pentru experimentele practice. Deși nu aș putea spune vreodată că după acest moment facultatea de medicină a devenit ușoară, am studiat cel puțin la fel de mult și de greu ca toți ceilalți studenți pe care îi cunoșteam, noua mea strategie a început să funcționeze imediat. Notele mele au crescut atât de rapid încât nu doar că l-au șocat pe consilierul meu, dar m-au surprins chiar și pe mine. Eu și Candy am continuat să ne scriem în mod regulat și să ne vedem ori de câte ori aveam ocazia.
Însă eram atât de obosit din cauza relației la distanță, din pricina distanței, nu a relației, încât ne-am căsătorit în vara după ce a absolvit colegiul. Nunta noastră a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de a începe cel de-al treilea an la Facultatea de Medicină, anul în care studenții trebuie să-și aleagă o specializare și să-și stabilească ordinea dorită a programelor de rezidențiat la care speră că vor fi acceptați. Prin urmare, mi-am pus deoparte ceva timp pentru a analiza direcția vieții mele. Am început prin a mă întreba ce anume ar trebui să fac ca medic, la ce sunt cu adevărat bun. Evaluarea darurilor și a talentelor mele a constituit un pas important în alegerea viitoarei mele cariere. Îmi spuneam, mă pricep de minune la lucrurile care necesită o bună coordonare mână-ochi. Sunt o persoană foarte atentă. Nu răstorn niciodată lucrurile și spun un simplu ah. Pe când eram copil, îmi plăcea să disec tot felul de lucruri. Dacă găseam prin prejur un animal sau un gândac mort, știam exact ce se afla în interiorul lui. Plus că eram de-a dreptul fascinat și îndrăgostit de creierul uman datorită tuturor acelor ani pe care îi petrecusem citind și studiind lucruri legate de psihologie. După ce am așezat toate astea una lângă alta, am ajuns la concluzia următoare. Poate că ar trebui să fiu neurochirurg. Inițial, nu am primit prea multe încurajări pentru a alege neurochirurgia ca specializare. Puțini oameni cu statutul meu economic și rasial urmau neurochirurgia. De fapt, la momentul respectiv, nu existau decât 8 neurochirurgi de culoare în întreaga lume. Îmi dovedisem capacitățile în cadrul facultății de medicină și, înainte de asta, la el, însă mă întrebam dacă voi fi la înălțime în cadrul a ceea ce era considerată cea mai solicitantă specializare medicală. Mă întrebam, de asemenea, dacă un neurochirurg negru ar putea câștiga vreodată încrederea și aprobarea comunității medicale și a viitorilor potențial pacienți. Am mers înainte și m-am înscris la 2 module de practică de neurochirurgie pentru ultimii 2 ani de studiu. Faptul că am primit distincții la ambele mi-a sporit încrederea în mine, iar experiența pe care am acumulat-o de-a lungul acelor luni întregi de concentrare maximă mi-a întărit hotărârea de a urma neurochirurgia. Cea mai mare inspirație medicală de-a lungul acestei părți a educației mele a fost Dr. James Tarrant, care nu doar că a predat neurochirurgie, ci a fost de asemenea unul dintre decanii, precum și consilierul meu de-a lungul ultimului an de medicină. Nu l-am perceput ca pe un mentor, în sensul în care o făcusem cu ceilalți profesori care mă influențaseră, poate din cauza faptului că îi purtam un respect prea mare pentru a putea crea o legătură personală strânsă cu dumnealui. Mă simțeam onorat și pentru simplul fapt că îmi știa numele. Îl respectam din pricina standardului profesional medical pe care îl stabilise în calitatea sa de chirurg strălucit și talentat și fiindcă se dovedise o persoană atât de admirabilă. Dintre nenumăratele lucruri pe care le-am învățat asistând la cursurile sale și privindu-l în timpul unor operații, cea mai memorabilă lecție nu a părut a fi atât de impresionantă la momentul respectiv. Tocmai terminase de descris ceea ce în zilele respective reprezenta o procedură controversată de ultimă oră pe care o aplicase unui pacient. Un student s-a ridicat și a întrebat: dar nu a fost periculos? Pacientul ar fi putut muri? Cu siguranță. A fost o procedură periculoasă, a venit răspunsul doctorului Tara. Gândiți-vă însă care ar fi fost alternativa dacă n-am fi făcut nimic. A fost pentru prima dată când am acordat atenție deciziilor dificile pe care medicii trebuie să le ia uneori. A alege un tratament care ar putea cu ușurință să coste viața pacientului sau a pacientei, atunci când acesta sau aceasta are mai multe șanse să moară dacă nu se face nimic. Cuvintele doctorului Tarrant m-au îndrumat și m-au ajutat să cântăresc cu atenție riscurile în multe decizii dificile pe care am fost nevoit să le iau de-a lungul carierei mele. O altă experiență semnificativă din timpul modulelor de practică neurochirurgicală a început în momentul în care îl priveam pe unul dintre instructorii mei în timp ce efectua o procedură extrem de delicată pe un pacient. Cea mai dificilă parte este localizarea foramenului ovale.
ne-a explicat el în timp ce folosea un ac de 23 de centimetri, încercând în mod repetat să localizeze micuțul orificiu pe care îl deținem cu toții în spatele craniului. În timp ce urmăream această abordare de tip încercare și eroare, pentru a găsi acest punct de acces minuscul prin os direct spre creier, primul meu gând a fost au. Acesta a fost urmat imediat de un alt gând. Trebuie să existe o metodă mai bună, mai puțin invazivă și mai puțin dureroasă de a localiza cu precizie punctul acesta, decât aceea de a înțepa în mod repetat ceafa unei persoane cu un ac lung și ascuțit. Mai târziu în aceeași zi, m-am oprit pe la laboratorul de radiologie în care lucrasem vara anterioară și am cerut permisiunea de a folosi echipamentul pentru niște experimente. Provocarea era aceasta. În perioada respectivă, fluoroscopia, folosită pentru a vedea în interiorul unui organism, nu oferea o imagine suficient de clară pentru a identifica ceva atât de mic precum foramenul ovale. În mintea mea am încolțit o idee și am avut nevoie de câteva zile pentru a o contura. Știam că oricare două puncte pot fi întotdeauna conectate printr-o linie dreaptă, așa că am venit cu o ipoteză. Voiam să așez un inel metalic mic la baza craniului, în partea posterioară a capului, astfel încât acesta să încercuiască zona aproximativă în care se află foramenul ovale. Apoi urma să lipesc cu o bandă un alt inel în partea din fața craniului. Dacă aș fi trecut o rază X de intensitate redusă prin primul inel, prin cap, și aș fi întors și ajustat ușor unghiul craniului până ce raza și inelele s-ar fi aliniat, foramenul ovale ar fi trebuit să se afle tocmai pe această linie. Am efectuat primul test pe unul dintre mulajele aflate în laborator. Apoi am încercat pe câteva cadavre și am localizat cu ușurință micuțul orificiu cu acul, fără să fiu nevoit să bâșbui prin înțepături multiple pentru a-l găsi. Procedura a funcționat atât de bine încât m-am întrebat cum de nu se gândise nimeni la ea până atunci. Totuși am ezitat să spun cuiva despre asta. Dacă nu aveam dreptate, riscam să mă fac de râs. Iar dacă aveam dreptate, mă temeam că profesorii mei, care erau cu toții chirurgi experimentați, s-ar fi putut simți ofensați de faptul că un student la medicină ar putea propune o nouă procedură. În cele din urmă, mi-am făcut suficient curaj pentru a le spune profesorilor mei ceea ce făcusem și mi-am demonstrat ideea în fața lor. Șeful secției de neurochirurgie, dr. Richard Schneider, a privit, a dat ușor din cap, apoi a zâmbit și mi-a spus: Carson, este extraordinar! Niciunul dintre chirurgi nu s-a simțit ofensat, iar reacția doctorului Schneider m-a convins că mă aflam pe drumul cel bun pentru a deveni neurochirurg. Creierul uman mă fascina mai mult decât orice alt lucru studiat la școală, însă mă aflam de-abia la început. Mai aveam enorm de multe de învățat. Nu puteam să-mi închipui un vis mai măreț decât acela de a deveni neurochirurg. Urma să fiu capabil să ameliorez viața semenilor mei, nu doar prin faptul că le-aș fi putut oferi o speranță de viață mai bună, ci și prin îmbunătățirea calității acestei vieți. Capitolul 11. Cum am devenit neurochirurg? De îndată ce am luat hotărârea de a mă specializa în neurochirurgie, am înaintat o cerere pentru un program de stagiatură și rezidențiat în cadrul spitalului Johns Hopkins, poate cel mai bun și renumit spital universitar din lume. Însă spitalul acesta nu oferea decât două astfel de locuri în fiecare an, iar numărul de cereri era în medie de 125. Când am fost selectat pentru un interviu față în față, am făcut o scurtă călătorie până în Baltimore, Maryland, pentru un tur și pentru o întâlnire cu șeful programului de rezidențiat în neurochirurgie din cadrul spitalului Johns Hopkins, dr. George Udvar Haley, care m-a salutat cu un accent maghiar puternic. În timpul schimbului de politețuri de dinaintea interviului propriu-zis, doctorul Udvar Haley, care era de asemenea directorul pe probleme de cultură a spitalului, după ce a vorbit o vreme despre medicină, a menționat din întâmplare un concert de muzică clasică la care luase parte în centrul orașului Baltimore în seara precedentă.
Fiindcă avusesem seara liberă, participasem la același concert în ziua când am ajuns în Baltimore. Când i-am spus că fusesem și eu acolo, doctorul Udvar Helly a exclamat: "Ai fost și tu?" Așa că am început să vorbim despre concert. Apoi am trecut la muzica clasică în general și timp de mai bine de o oră am discutat despre diferiți compozitori și stilurile acestora, despre dirijori, orchestre și chiar despre câteva săli de concerte. Timpul nostru a expirat înainte de a mai putea să revenim la ceva legat de medicină. Asta nu m-a deranjat foarte mult, deoarece știam că spitalul avea deja dosarul meu academic, recomandările și toate celelalte lucruri necesare pentru a analiza calificările educației mele medicale. Așa că mă simțeam destul de optimist în privința interviului. Am fost, desigur, mai mult decât încântat în momentul în care am fost înștiințat că am fost acceptat de spitalul Johns Hopkins. Pe când sărbătoream alături de Candy veștile acestea minunate, i-am spus că mă întrebam dacă nu cumva unul dintre motivele pentru care fusesem selectat dintre toți candidații avea de a face cu entuziasmul doctorului Udvar Helly de a avea un rezident cu care să discute pe marginea muzicii clasice. Deci dragostea și aprecierea mea pentru muzica clasică au jucat un rol important în obținerea rezidențiatului la specializarea aleasă, în prima instituție de pe listă. Ani mai târziu, doctorul Udvar Helly mi-a spus că maniera în care mă descurcasem la interviu îl impresionase. Povestea interviului meu neobișnuit la o școală de medicină este probabil cel mai bun exemplu al unei lecții pe care am reușit să o transmit unor sute de mii de tineri. Nu există cunoștințe nefolositoare, fiindcă nu știi niciodată ce fărâmă de informație va ajunge să-ți deschidă niște uși. După acceptarea mea la Johns Hopkins, Candy și cu mine ne-am mutat la Baltimore. Pentru o perioadă, Candy a lucrat la o firmă de asigurări, apoi s-a angajat la spitalul Johns Hopkins ca asistentă a unui profesor de chimie. Munceam atât de multe ore ca rezident, încât timpul petrecut acasă era extrem de puțin. Candy a profitat de faptul că era angajată a universității pentru a se înscrie la un masterat în timpul serilor. Înainte ca eu să-mi fi terminat rezidențiatul, Candy obținuse deja o diplomă de master în administrarea afacerilor și o slujbă la o bancă. De-a lungul celor 6 ani de studiu de la Johns Hopkins, mi-am însușit elementele de bază ale neurochirurgiei și am făcut cercetări. Odată cu încheierea perioadei de studiu, șeful departamentului meu m-a invitat să rămân și să activez în cadrul facultății. Mi s-a deschis însă o altă oportunitate, iar spitalul a fost de acord să-mi amâne angajarea timp de un an. Mă împrietenisem cu unul dintre cei mai de seamă neurochirurgi australieni, dr. Brian Stokes, cu ocazia vizitei sale la Baltimore pentru a sărbători deschiderea noului centru de neurochirurgie de la Johns Hopkins. Dr. Stokes și cu mine ne-am înțeles atât de bine, încât acesta mi-a făcut o ofertă surprinzător de serioasă. "Vino în țara mea, Ben, și lucrează ca medic rezident senior, echivalentul medicului specialist în Statele Unite ale Americii, în cadrul spitalului nostru universitar din Perth." După ce am analizat bine oferta, cerând sfatul unora dintre prietenii mei profesioniști și după ce m-am rugat în această privință, Candy și cu mine am simțit că Dumnezeu ne îndeamnă să mergem în Australia. Am cheltuit toate economiile noastre pe 2 bilete dus de avion și am plecat să locuim Down Under. Este o expresie folosită în limbajul comun cu referire la Australia, datorită faptului că acest continent se află în emisfera sudică, sub celelalte continente ale globului pământesc. Spitalul universitar Sir Charles Gairdner, unde lucram din cadrul centrului Queen Elizabeth II din Perth, era cel mai important centru de neurochirurgie din statul Australia de Vest, care acoperă aproximativ o cincime din suprafața totală a continentului. Așa se face că, pe parcursul anului petrecut în Australia, am câștigat mai multă experiență folosind tehnici complexe de ultimă generație decât câștigă într-o viață întreagă alți neurochirurgi din Statele Unite ale Americii. Nu după mult timp de la întoarcerea în America și de la întoarcerea mea în cadrul spitalului Johns Hopkins,
s-a eliberat postul de șef al secției de neurochirurgie pediatrică. Echipa de resurse umane ar fi putut cu ușurință să angajeze pe cineva cu un nume sonor și cu mulți peri albi și să-i ofere un salariu uriaș. Însă și-au dat seama că, datorită experienței mele unice de dincolo de ocean, puteam la fel de bine să fac fața acestui post și, în plus, pentru bani mai puțini. Iată cum, la vârsta de numai 33 de ani, m-am trezit șeful secției de neurochirurgie pediatrică. Cu mai puțin de un an mai târziu, m-am bucurat de o atenție profesională specială după ce am operat o tânără pacientă pe nume Maranda Francisco. Părinții săi o aduseseră la Johns Hopkins după ce un număr de alți câțiva medici nu îi mai dăduseră acestei copile de doar 4 ani nicio speranță de recuperare. Când am văzut-o prima dată, suferea chiar și câte 100 de crize epileptice pe zi, în ciuda tratamentului medicamentos drastic pe care îl urma. Aproape că refuza să mai mănânce, de teamă că s-ar putea neca. Uita în mod treptat cum să umble și să vorbească și avea nevoie de o supraveghere constantă. Medicii care o trataseră anterior observaseră că crizele ei începeau întotdeauna în partea dreaptă. Au tras astfel concluzia că problema își avea originea undeva în emisfera stângă a creierului. Așa că am discutat cazul Marandei cu un coleg și am fost de acord să luăm în considerare o variantă drastică. Hemisferectomia, înlăturarea unei jumătăți a creierului. Cu câteva decenii în urmă, această procedură fusese efectuată în mod experimental, însă căzuse în disgrație din cauza complicațiilor serioase și dificil de gestionat. Speranța noastră era ca, datorită noilor tehnologii și procedurilor chirurgicale îmbunătățite, să putem obține rezultate mult mai bune. Pe măsură ce analizam tot mai mult această abordare radicală, am devenit convins de faptul că reprezenta probabil cea mai bună sau poate chiar singura șansă de supraviețuire a copilei. Ne-am confruntat însă cu o mulțime de întrebări fără răspuns. Dacă îndepărtam partea stângă a creierului, partea responsabilă de vorbire, va reuși Maranda să mai vorbească vreodată? Emisfera stângă a creierului controlează partea dreaptă a corpului. O va lăsa înlăturarea acesteia paralizată pe Maranda pe partea dreaptă? Va putea trăi fără o jumătate a creierului sau va muri chiar pe masa de operație? Dacă pierderea uneia dintre emisfere o va afecta și pe cea rămasă? Puteam oare cu adevărat să gestionăm toate complicațiile întâmpinate de alți medici mai înainte? Nimeni din cei pe care i-am întrebat nu a putut să ne răspundă fără umbră de îndoială la aceste întrebări. Însă știam cu toții că dacă nu vom opri crizele, Maranda va muri. Când le-am sugerat pentru prima oară posibilitatea unei hemisferectomii părinților Marandei, aceștia m-au întrebat: ce se va întâmpla dacă nu facem operația? Am fost nevoit să le ofer cel mai sincer răspuns. Sunt convins că starea ei va continua să se înrăutățească până când va muri. După ce au acceptat faptul că operația reprezenta cea mai bună șansă la viață pentru fiica lor, soții Francesco și-au dat consimțământul pentru a fi operată. În noaptea premergătoare a operației ne-am rugat și am cerut lui Dumnezeu să înghideze mâinile pentru a-i putea înapoia Marandei viața. A doua zi am dus-o pe Maranda în sala de operații. Creierul ei fusese atât de afectat din cauza crizelor, încât ori de câte ori îl atingeam, țesutul începea să sângereze. Am fost nevoiți să aspirăm sângele în mod constant pentru a vedea care este pasul următor. Făceam rând pe rând câte o mică incizie, izolam vasele de sânge respective, aspiram sângele și mergeam mai departe. Au fost necesare mai bine de 8 ore pentru a separa emisfera stângă a creierului Marandei de cea dreaptă. În tot acest timp m-am rugat în continuu ca Dumnezeu să-mi ghideze mâinile. În cele din urmă, după aproape 10 ore de la începerea operației, am așezat osul craniului la loc. Am mers și eu, în urma celor care o transportau pe un pat mobil afară din sala de operație, și i-am văzut pe cei doi părinți alergând să-și vadă fica. Când domnul Francisco s-a aplecat să-și sărute fica, Maranda a șoptit: vă iubesc, mami și tati. Întrebarea cu privire la capacitatea de a vorbi și-a primit răspunsul.
Apoi s-a balansat ușor pe pat și am observat-o mișcându-și brațul drept și piciorul drept. Astfel am primit răspuns și la întrebarea legată de o posibilă paralizie a părții drepte. Maranda a continuat să-și trăiască viața din plin, absolvind chiar și colegiul cu doar o jumătate de creier. Ea a fost doar prima dintre numeroasele cazuri similare de hemisferectomie de succes pe care le-am efectuat de-a lungul anilor. Apoi, în anul 1986, m-am văzut din nou pus față în față cu o provocare medicală pe care aveam să o abordez pentru prima dată în viață. Șansa de a efectua o operație intrauterină în premieră pe un fetus aflat încă în uterul mamei sale. Totul a început cu un telefon din partea doctorului Phil Goldstein, un obstetrician din Baltimore. Avea o pacientă însărcinată cu două fetițe gemene, dintre care una fusese diagnosticată cu hidrocefalie, o afecțiune în care lichidul cefalorachidian se acumulează și cauzează presiune asupra creierului, determinând inflamarea și moartea țesutului. Capul gemenei afectate se dezvolta atât de rapid încât medicii erau îngrijorați că mama ar fi putut intra în travaliu prematur și să piardă astfel ambii copii. Sarcina se afla în săptămâna a 26-a, ceea ce în anii 1980 reprezenta o etapă mult prea precoce de dezvoltare pentru ca fetițele să poată supraviețui. Cea mai bună șansă a ambilor copii era aceea de a opera geamăna bolnavă în timp ce ambele se aflau încă în siguranță în uterul mamei lor. Astfel de operații intrauterine fuseseră făcute pe animale, însă erau considerate extrem de experimentale în cazul oamenilor. Prima operație prenatală de succes efectuată în Statele Unite ale Americii a avut loc în anul 1980, în California, fiind realizată de către dr. Michael Harrison. Însă în 1986, cu doar câteva săptămâni înainte ca acest caz să fie adus la cunoștință, publicația New England Journal of Medicine a publicat un articol în care spunea că practicarea chirurgiei intrauterine experimentale este promițătoare, dar că nu dispunem nici de tehnologia, nici de cunoștințele necesare pentru a face lucrul acesta la momentul respectiv și că astfel de operații nu ar trebui realizate înainte de efectuarea unor cercetări mai amănunțite. După ce am reexaminat problema în ansamblul ei, mi-am spus: dacă nu facem nimic, capul uneia dintre gemene va continua să se inflameze, va declanșa un travaliu precoce, iar ambii bebelușii vor muri. Dacă încercăm, cel mai rău rezultat va însemna să pierdem bebelușul pe care îl operăm. Însă, desigur, speram că îl vom salva și pe celălalt. Astfel că l-am abordat împreună cu dr. Goldstein pe dr. Robert Brodner, care concepuse un șunt pe care îl implantase cu succes unor animale cu ajutorul unor operații intrauterine. Cu toții am depus eforturi pentru a dezvolta o metodă care să ne ofere suficientă încredere pentru a o încerca în cazul gemenelor. Am aranjat ca operația să aibă loc la Spitalul Sinai din Baltimore. Și datorită naturii controversate a operației, am ținut acest eveniment departe de ochii mass mediei. În ziua operației, dr. Goldstein a introdus un tub lung și gol, de felul celui utilizat de obstetricieni în timpul aminocentezei, pentru a lua o mostră de lichid din sacul amniotic ce înconjoară bebelușul în uterul mamei sale. Apoi, folosind un ecograf pentru a ne ghida, noi neurochirurgii am introdus instrumentele necesare prin tubul acesta, am făcut o incizie la nivelul scalpului, iar apoi o gaură mică prin craniu și am introdus un cateter minuscul până când vârful acestuia a pătruns în cavitatea ventriculară, adânc în interiorul creierului. De îndată ce capătul cateterului a fost fixat, am fixat și minuscula valvă de presiune care urma să se deschidă și să se închidă pentru a elibera excesul de lichid cefalorachidian din interiorul craniului, reducând astfel presiunea asupra creierului.
La final am potrivit și am lăsat capătul opus al șuntului atârnat în afara capului bebelușului, astfel încât lichidul în exces să poată fi golit în siguranță în lichidul amniotic, care înconjoară și protejează bebelușii în interiorul uterului. Întreaga procedură a putut fi urmărită de toți cei din echipa noastră medicală pe monitorul ecografului plasat alături de masa de operație. După doar câteva secunde de la inserarea și de la deschiderea șuntului, am putut observa cum, pe măsură ce lichidul cefalorahidian era drenat, capul fetiței a început să se desumfle încet, dar sigur, până la o dimensiune normală. Dr. Goldstein a expirat cu putere, iar eu am exclamat: "Funcționează! Funcționează!" Totuși, am ținut secretă toată această procedură, așteptând să analizăm rezultatele de după nașterea fetițelor. În fiecare săptămână, gemenele au primit steroizi care să le întărească plămânii în cazul unei nașteri premature. La 3 săptămâni după operație, gemenele s-au născut prin cezariană. Spre încântarea noastră, ambii bebeluși se mișcau normal și păreau perfecți din punct de vedere neurologic. Mai târziu, în acea zi, Spitalul Sinai a organizat o conferință de presă și, cu sala plină de reporteri și camere de luat vederi, am făcut publice noutățile noastre. Efectuaserăm cu succes prima operație chirurgicală intrauterină de corectare a hidrocefaliei. Fratele meu, Curtis, a urmărit știrile CBS din seara respectivă și m-a sunat pentru a mă felicita. Cu toate acestea, cele 15 minute de faimă s-au dovedit aproape nesemnificative în comparație cu provocarea pe care am primit-o alături de Spitalul Johns Hopkins în anul următor. Joseph și Teresa Binder, doi părinți de naționalitate germană, au contactat spitalul undeva la începutul anului 1987, căutând ajutor pentru fiilor Patrick și Benjamin. Băieții erau sănătoși din toate punctele de vedere, cu excepția unuia. Erau uniți în partea posterioară a capului, fiecare cu fața în direcție opusă față de celălalt. Asta însemna că atât timp cât rămâneau împreună, nu puteau să se miște ca niște bebeluși normali. Nu aveau să poată să meargă vreodată de-a bușile, să umble, să stea jos, să se răsucească și nici măcar să se vadă unul pe celălalt. Soții Binder consultaseră diferiți medici din Europa, dintre care unii îi întrebaseră pe care German ar dori să-l păstreze, dat fiind faptul că nu aveau cum să-i salveze pe amândoi. Când am zburat în Germania Occidentală, împreună cu unul dintre colegii mei de la Johns Hopkins, pentru a întâlni familia și a consulta băieții, Teresa ne-a explicat că trăia cu un vis care m-a făcut să nu renunț. Un vis că, într-un fel, vom găsi doctorii care să poată înfăptui un miracol. În cele din urmă au apelat la Spitalul Johns Hopkins în căutarea acestui miracol. În mod cu totul interesant, contemplasem ideea de a separa perechi de siamezi chiar și înainte ca gemenii Binder să se fi născut. Gemenii crania pagus, uniți în partea posterioară a capului, sunt extrem de rari, fiind întâlniți doar o dată la 2 milioane de nașteri. Iar înainte de gemenii Binder, niciun medic nu reușise să separe cu succes acest tip de siamezi, fără ca unul sau ambii copii să moară. Provocarea de neînvins a constituit-o întotdeauna pierderea excesivă de sânge din timpul operației, deoarece bebelușii împart un număr foarte mare de vase critice de sânge. Ceea ce făcea ca operația să fie și mai dificilă era nevoia de a decide care vas de sânge îi folosea mai mult cărui geamăn și redirijarea acestuia în mod corespunzător. După ce am analizat toate posibilitățile, m-am consultat cu un chirurg cardiotoracic de la Johns Hopkins și l-am întrebat cum reușise să opereze inimile bebelușilor fără a declanșa o scădere letală a fluxului sangvin către creier. În cel mai mic detaliu, acesta mi-a explicat modul în care folosea stopul circulator hipotermic în timpul operației pe cord la bebeluși. Speculasem deja că dacă am reușit să oprim inimile băieților în timpul celei mai dificile etape a operației, am putea probabil să prevenim sângerarea excesivă. Apoi, la terminarea operației, sângele putea fi pompat înapoi.
După o nouă întâlnire cu soții Binder, am început să iau în considerare posibilitatea combinării stopului cardiac provocat cu hipotermia indusă și bypassul circulator. În sinea mea îmi spuneam, dacă am putea scădea temperatura bebelușilor pentru a încetini funcțiile cerebrale și pe cele ale corpului, iar apoi să folosim un bypass pentru a trece sângele fiecărui băiat într-un aparat inimă-plămân, în timp ce îl vom înlocui cu soluție salină, poate vom reuși să încetinim pierderea de sânge suficient de mult pentru a le da chirurgilor timpul necesar salvării vieților ambilor bebeluși. Cele trei tehnici nu mai fuseseră folosite niciodată simultan pentru o astfel de operație. Însă, cu cât discutam și analizam mai mult această posibilitate, cu atât deveneam mai convinși că această strategie combinată oferea o șansă reală de a preveni daunele cerebrale și de a le oferi ambilor băieți speranță pentru o viață normală. Știam desigur că această abordare nu era doar riscantă, ea însemna că urma să ne aventurăm iarăși pe un tărâm nou și neexplorat. Echipa noastră de chirurgi a petrecut 5 luni pentru pregătirea operației propriu-zise și alte câteva ore pentru fiecare dintre cele 3 repetiții. După fiecare astfel de exercițiu, discutam fiecare pas al procedurii și încercam să anticipăm problemele pe care le-am fi putut întâmpina, precum și modul în care puteam gestiona posibilele complicații. În data de 5 septembrie 1987, la ora 7:15 dimineața, am efectuat prima incizie din cadrul operației de separare a gemenilor care aveau deja vârsta de 7 luni. Așa cum era de așteptat, băieții împărțeau numeroase vase sangvine care sângerau din abundență, pe măsură ce încercam încet și cu atenție să-i separăm. Am conectat gemenii la aparatele inimă-plămân care pompau sânge prin organismul lor pe măsură ce le scădea temperatura de la 37 la 20 de grade Celsius, oprindu-le astfel inimile. Apoi, în timp ce sângele era făcut să circule printr-un aparat de depozitare, aparatele inimă-plămân pompau un flux constant de soluție salină prin corpurile celor doi gemeni. Soluția salină ne-a permis să observăm anatomia cu o mai mare claritate, pe măsură ce am separat cele două creiere și am reconstruit vasele sangvine fără ca gemenii să sângereze până la moarte. După 22 de ore de la începerea procedurii, am pășit afară din sala de operație, iar separarea cu succes a celor doi băieți, prima operație de acest fel din istoria medicală, i-a așezat pe gemenii Binder pe prima pagină a tuturor ziarelor și a adus și mai mult renume echipei de neurochirurgie pediatrică de la Johns Hopkins. Capitolul 12. Și mai mulți gemeni. Primii mei ani ca șef al secției de neurochirurgie pediatrică de la Johns Hopkins au fost presărați cu câteva premiere istorice în neurochirurgie. Separarea gemenilor Binder a fost cu siguranță unul dintre momentele acestea. Însă 7 ani mai târziu am fost solicitat să separ o altă pereche de siamezi, craniopagus. Am primit un telefon de la un anume doctor Samuel Mogonging din Africa de Sud. Era medicul a două gemene siameze, Tabi Seng și Mahtalse Makueba, al căror caz părea similar cu cel al gemenilor Binder. M-a întrebat dacă aș fi dispus să stau de vorbă cu el și dacă aș putea să mă alătur echipei sale de medici pentru operație. Mă întrebam dacă un spital din Africa dispunea de tot echipamentul necesar unei astfel de operații complicate. Însă spitalul MedUNSA, abreviere de la Medical University of South Africa, MedUNSA, intrase în posesia întregului echipament special necesar, ventilatoare nou-nouțe, mașini de respirat, instrumente chirurgicale noi și monitoare de ultimă generație pentru anesteziști și pentru chirurgii cardiovasculari. Făcuseră de asemenea demersuri pentru a avea disponibil întreg personalul medical necesar, 60 de medici, asistente și tehnicieni.
În vara aceea, când a mers în Africa de Sud pentru operație, gemenele Mankweba erau bolnave. Inimile fetelor slăbiseră atât de mult încât operația părea să fie ultima lor speranță. Dacă nu aveau să fie separate curând, urmau să moară. Am cântărit riscurile împreună cu medicii sud-africani și am decis să continuăm cu operația. Folosind aceeași combinație de proceduri ca și în cazul Binder, am început să prindem și să izolăm toate vasele de sânge care făceau legătura între cele două fete. După exact 15 ore erau separate și am pompat sângele înapoi în corpul lor. Însă cea mai mică dintre ele a suferit o cădere rapidă și a murit. Nimic din ce am încercat nu i-a mai putut face inima să bată. Când am terminat operația câteva ore mai târziu, Jamana a rămas în viață, părea destul de bine. Însă, în doar câteva ore, a început să aibă convulsii. Două zile mai târziu, a murit și ea. Examinând corpurile lor, am descoperit că cea mai mică dintre cele două fete depinsese de inima mai mare a surorii ei. Depinseseră una de alta pentru a supraviețui. Chiar și dacă n-ar fi fost operate, ambele fete ar fi încetat din viață curând. Ce situație descurajantă! Mă rugasem, sperasem și crezusem că Dumnezeu va face un miracol pentru copiii aceștia și pentru familia lor. Nu înțelegeam de ce permisese să mă implic în cazul acesta și să călătoresc tocmai până în Africa de Sud, când știa de la bun început că nu aveam sorți de izbândă. De ce îngăduise Dumnezeu oare să eșuăm? În primăvara anului 1997, dr. Mogo Kong m-a sunat din nou pentru a mă pune la curent cu situația lui Joseph și Luca Banda, care se născuseră de curând în Zambia, ca gemeni siamezi craniopagus, un caz unic în viață.